Bună ziua! Eu aș propune să începem. Ne cerem scuze pentru întârziere, dar programul se suprapune cu tot felul de activități ale Camerei, ale comisiilor. Bună ziua, vă spun tuturor! Domnule președinte al Camerei Deputaților, Ludovic Orban, doamnă ambasador Simona Niculescu, domnule consilier prezidențial Sergiu Nistor, doamna academician Sabina Ispas, doamnelor și domnilor prezenți, atât aici în sală, cât și în spațiu virtual. Vreau să vă mulțumesc că ați răspuns invitației Comisiei Permanente Comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, de a participa la acest prim eveniment din seria celor care, pe care Comisia le pregătește pentru anul 2021. Din dorința de a marca 65 de ani de prezența a României în UNESCO. În toți acești ani, bunurile materiale, imateriale, naturale românești au primit apreciere pentru valoarea lor unică și universală și au fost înscrise în patrimoniul mondial UNESCO. Ne propunem ca prin dezbaterile, mesele rotunde, întâlnirile, discuțiile pe care le vom avea, să avem o abordare realistă și nici de cum una triumfalistă. Pentru ca apartenența noastră la Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură înseamnă, în primul rând, responsabilități. Vom încerca în acest an să atingem problemele legate de educație, de știință, mai ales în acest context pandemic, care preocupă UNESCO, pe fondul efectelor sale asupra tinerilor și a viitorului. Și, evident, și efectele asupra întregului sector cultural și științific. Deloc întâmplător, începem seria manifestărilor noastre cu o temă largă care se află pe agenda publică. Patrimoniul mondial UNESCO din România, între provocările deloc puține și soluțiile așteptate. Un patrimoniu care nu are culoare politică și de aceea ne aflăm astăzi la aceeași masă decidenți din mediul politic și guvernamental, care pot influența legislația și alocarea de resurse, reprezentanța administrațiilor locale, pe raza cărora există monumente de patrimoniu UNESCO, instituții implicate în gestionarea acestei problematici și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale. Este drept că suntem într-un moment aniversar, dar trebuie să fim cinstiți cu noi și să vedem lucrurile așa cum sunt. Niciunul dintre monumentele românești înscrise în lista Patrimoniului Mondial UNESCO nu are în acest moment plan de management. Sau există niște planuri de management învechite și nefuncționale. Pericolul este și mai evident dacă ne uităm la că fondurile alocate prin Programul Național de Restaurare al Ministerului Culturii sunt insuficiente. Poate că ar fi momentul să gândim la nivel național o alocare anuală a unui procent fix din Programul de Restaurare către monumentele UNESCO. Așa s-ar putea identifica priorități, nevoile imediate și ar exista o predictivitate a intervențiilor. În speranța că vom avea o dezbatere utilă și aplicată, în urma căreia putem formula recomandări, să tragem concluzii și să luăm decizii, îl invit la microfon pe domnul Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, să ne prezinte punctul de vedere al domniei sale pe acest subiect. Fac o mențiune, doamna senator Anca Dragu și-a anunțat președinta Senatului și-a anunțat prezența. O așteptăm puțin mai târziu pentru că a intervenit ceva neașteptat. Domnule președinte, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, stimați invitați. Noiembrie 1945, într-o lume care începea reconstrucția după devastarea și traumele provocate de cel de-al doilea război mondial, constituirea UNESCO a fost una dintre cele mai importante manifestări ale voinței umanității de a-și construi un viitor mai bun. Dacă războaiele se nasc în mintea oamenilor, atunci în mintea oamenilor trebuie construită protejarea păcii. Cu această convingere, cu afirmarea acestui principiu, s-a pornit la drum în urmă cu 75 de ani.
Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Cultură și Știință, UNESCO, este expresia celor mai nobile idealuri care fundamentează sistemul Națiunilor Unite, asigurarea păcii și cooperării internaționale prin acces la educație, eliminarea discriminărilor sociale, protejarea patrimoniului cultural și natural, încurajarea comunicării și schimburilor științifice. Devenită parte a organizației la 10 ani de la fondarea acesteia, în iulie 1956, cu 65 de ani în urmă, România este mândră să contribuie la această luptă constantă pentru valorile cele mai înalte ale umanității. Astăzi suntem prezenți în listele patrimoniului universal, opt obiective și ansambluri cultural-istorice și naturale, și cu 7 tradiții înscrise în lista patrimoniului intangibil. Este rezultatul muncii specialiștilor care au cercetat și au realizat documentația complexă necesară în procesul de nominalizare și este de asemenea rezultatul implicării comunităților locale. Să le mulțumim pentru eforturile pe care de decenii le fac pentru a obține recunoașterea cuvenită patrimoniului nostru cultural. Material sau non-material, patrimoniul românesc este o realitate vie care conectează prezentul cu valorile venite din trecut. Vă urmări cu mare interes dezbaterile din anul acesta și sper ca ele să conducă la soluții mai bune și mai eficiente, atât pentru valorificarea patrimoniului, cât și pentru dezvoltarea altor obiective ale organizației pentru educație, cultură și știință în România. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule președinte. Avem alături online, pe excelența sa, doamna Simona Mirela Miculescu, ambasador extraordinar și plenipotențial, delegatul permanent al României la UNESCO. Excelența voastră, cum se vede la Paris starea patrimoniului mondial românesc? Bună ziua! Vă mulțumesc în primul rând foarte mult pentru această onoare de a mă putea adresa azi atâtor distinși lideri ai Parlamentului, ai Guvernului, ai mediului academic, ai societății civile, pe o temă crucială pentru națiunea noastră, pentru că nu-i așa, patrimoniul cultural este pentru oricare din țări puntea dintre trecut, prezent și viitor. Trebuie să salut cu foarte mare bucurie și în acest cadru maniera energică și ambițioasă în care noua Comisie Reunită a Parlamentului pentru Relația cu UNESCO a debutat, precum și faptul că seria sa de evenimente aniversare dedicate martirii intrării României în UNESCO acum 65 de ani cuprinde și întâlniri dedicate diverselor tematici care definesc prezența țării noastre în organizație. Care țară, apropo, se vede bine aici la UNESCO, domnule președinte Faeber. Dar permiteți-mi să folosesc această ocazie și pentru a felicita și public proaspătul numit secretar general al Comisiei Naționale Române pentru UNESCO, doamna Madeleine Șerban, care știu că este pe recepție. Acum suntem o echipă completă pe plan național, așa că abia aștept să facem lucruri minunate împreună. Noi suntem aici la Paris în pline lucrări ale Consiliului Executiv al UNESCO, prolog definitoriu al conferinței generale ce va avea loc spre finele anului, care știți că este foarte importantă pentru că va decide inclusiv asupra strategiei și bugetului organizației pentru viitorii ani și va alege un nou director general. Actualul și cel mai probabil, aproape sigur, viitor director general al UNESCO, doamna Audrey Azoulay, spunea ieri la deschiderea lucrărilor că lumea de după pandemie necesită o nouă agendă, ambiții renoite în educație, cultură, știință sau în fluxul liber de informații, care devin mai mult ca oricând bunuri publice esențiale. Iar patrimoniul a constituit evident o parte importantă a discursului său, pentru că, așa cum spunea domnia sa citând dintr-un mare istoric african, lumea este ancestrală, dar viitorul își trage seva din trecut.
Aș vrea să punctez câteva lucruri ce mi se pare esențiale pentru dezbaterea noastră și le voi prezenta de o manieră foarte succintă, ținând cont de timpul limitat, dar aveți deja la dispoziție în mapele dumneavoastră perspectiva noastră puțin mai detaliată, pe care o putem face evident ulterior cunoscută și pe mail și participanților online. Un prim lucru necesar de evidențiat. Faptul că trebuie să înțelegem pe deplin că relația României cu UNESCO este bidirecțională. Trebuie să privim calitatea de țară membră atât din perspectiva oportunităților, cât și a responsabilităților. Atât din perspectiva drepturilor, dar și a provocărilor. Responsabilitățile nu sunt altele decât cele pe care avem, de fapt, față de noi înșine. În demersul constant de consolidare și afirmare a credibilității și a predictibilității ca partener pe scena multilaterală, dar și față de generațiile viitoare, că și asta contează enorm. Ca un fel de semn de exclamare principal pentru această dezbatere, aș spune că prin raportarea la demersurile pe lângă UNESCO privind bunurile și elementele de patrimoniu, o adevărată piatră de temelie o constituie buna cunoaștere, înțelegerea și respectarea ad literam a prevederilor celor două convenții și a directivelor de aplicare a acestor instrumente juridice. Clar, UNESCO nu este nici Organizația Mondială a Comerțului, nu este nici Organizația Mondială a Turismului, înscriere în liste ca și alte instrumente relativ similare dezvoltate de UNESCO nu reprezintă brevete, nu constituie consacrări de denumiri protejate și nu sporesc doar prin sine în mod durabil frecventarea turistică. Mult mai important este angajamentul unei țări care înscrie un element în favoarea asigurării protecției durabile și conservării acestuia în beneficiul întregii umanități, nu numai al țării respective. UNESCO are caracterul său specific care trebuie înțeles pe deplin și respectat ca parte a predictibilității și caracterului constructiv al participării unui stat membru la activitatea sa. Acest aspect este de altfel în interesul bunurilor și elementelor din patrimoniul oricărei țări. O conservare de succes cu perspectivă durabilă începe prin măsurile întreprinse în teren de autoritățile și comunitățile țării care deține un bun sau element de patrimoniu susceptibil de a face obiectul unei propuneri de înaintat la UNESCO. Pentru a fi eficiente și durabile, măsurile respective presupun acțiune pe trei paliere distincte, fiecare esențial. Cel al comunităților locale, cel științific și, ultimul, dar nu cel din urmă, cel administrativ. Și de aceea salut cu mare entuziasm sugestia făcută de domnul președinte Weber apropo de generarea unor inițiative care să ajute în acest sens. Un alt aspect pe care țin să evidențiez este faptul că în peisajul eforturilor de asigurare a caracterului durabil al unui element de patrimoniu, nu doar întocmirea unui dosar de candidatură este importantă. Procesul care urmează înscrierii este de asemenea esențial. Și amintesc că în context urmărirea reactivă în cazul bunurilor din patrimoniul mondial sau raportarea periodică privind elementele înscrise în conformitate cu obligațiile ce decurg din această înscriere în cazul ambelor convenții. Dați-mi voie să vă supun foarte pe scurt atenție și chestiunea dosarelor multinaționale, pentru că ele sunt din ce în ce mai încurajate de UNESCO și sunt complexe pentru că presupune necesitatea eforturilor de armonizare între diversele abordări naționale implicate și a identificării mijloacelor de cooperare eficientă, îndeosebi în ceea ce privește punerea la punct a unor regimuri cel puțin coerente, dacă nu unitare, de gestiune. Provocările unor asemenea dosare pe care le-am cunoscut și le vom mai cunoaște, mă gândesc la frontierele Imperiului Roman, provin și din faptul că acțiunile în componentele naționale ale administrației naționale respective trebuie să ia în calcul mereu contextul mai larg, incluzând și considerente care privesc întreaga serie de bunuri,
Iar prejudiciile de imagine în cazul unor gestiuni necorespunzătoare pot fi considerabile. Trebuie să fim foarte atenți la asta. Aș semnala totodată preocupările UNESCO din ultimii ani generate de factori care afectează bunurile din patrimoniul mondial, printre care supraturismul. Sigur, nu e cazul să discutăm acum de supraturism, dar e un fenomen care a existat și care va mai exista când o da Domnul să revenim la normal. Supraturismul are un impact uriaș asupra bunurilor din patrimoniul mondial. Spre exemplu, contextul pandemiei a pus în evidență, printre altele, și dependența prea mare a gestiunii unora din obiectivele din patrimoniul mondial de surse de venit, care au încetat brusc în urma restricțiilor de circulație și a închiderii subsecvente a vizitării acestora. Și de asemenea, pandemia, știți foarte bine, a afectat foarte puternic mediile creative și artistice, care contribuie, printre altele, la prezervarea patrimoniului viu. Provocările contextului COVID-19 asupra sectorului cultural fiind, după cele înregistrate, evident, în domeniul educației, printre cele mai ample și mai grave la scară globală. Printre factorii care afectează în mod direct și substanțial patrimoniul mondial și pe care vreau neapărat să-l evidențiez aici, se numără și o altă mare provocare a timpurilor noastre, schimbările climatice. Și preocupările UNESCO în acest domeniu sunt din ce în ce mai tangibile și trebuie să le acordăm importanța cuvenită. Înainte de a încheia, aș vrea să vă mărturisesc că sper că în viitor să ne reunim și o luați ca pe o modestă sugestie. Poate și pentru a discuta despre un domeniu foarte drag sufletului meu, educația pentru patrimoniu, care mi se pare esențială pentru că generațiile tinere trebuie să înțeleagă și să aprecieze chestiunile de patrimoniu pentru a deveni protectorii și promotorii lui, dar poate și pentru a participa la experiențe de viață utile lor, utile dezvoltării lor personale, intrând în contact, studiind, analizând, evaluând elemente ale patrimoniului cultural, fie el material sau imaterial, natural sau digital. Copiii noștri pot dobândi cunoștințe utile, abilități intelectuale și o gamă foarte largă de competențe care le și sporesc capacitatea de integrare în societate. Vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate și doresc să exprim din nou dorința și angajamentul Delegației Permanente a României pe lângă UNESCO de a coopera strâns și creativ și inteligent cu toate instituțiile și organizațiile românești pentru a promova și a proteja interesele țării noastre în această prestigioasă arenă universală. Sănătate și senin! Vă mulțumesc, doamna ambasador! Ca întotdeauna ați punctat lucrurile esențiale asupra cărora trebuie să reflectăm cu toții. Mergem mai departe. Domnul consilier prezidențial Sergiu Nistor este unul dintre cei care cunoaște foarte bine problematica patrimoniului românesc. Domnia sa a condus Comitetul Național Român al Consiliului Internațional Monumentelor și Siturilor, ICOMOS-ul, organism al UNESCO, și sunt convins că va aduce în discuție elemente interesante pentru dezbaterea noastră de astăzi. Domnul Nistor, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru această frumoasă oportunitate de a vorbi despre una din cele mai frumoase și nobile structuri internaționale pe care le avem, UNESCO. Domnule președinte al Camerei Deputaților, doamnelor și domnilor deputați și senatori, doamnă secretar de stat, domnule secretar de stat, distinși reprezentanți locali și dragi colegi din Institutul Național al Patrimoniului, doamnă academician, cred că e bine să evocăm faptul că aderarea României la Convenția Patrimoniului Mondial, petrecută în 1990, s-a putut întâmpla numai pentru că în decembrie 1989 a avut loc Revoluția Română. Și nu e doar un exercițiu de stil. Dacă ne uităm, ultima țară stalinistă chiar în această parte a Europei, România, a privit Convenția Patrimoniului Mondial
drept o implicare nepermisă, cum se spunea atunci, în treburile interne ale țării. Acest lucru a făcut ca la momentul 1990, în domeniul patrimoniului mondial, România să aibă un handicap de cam 15 ani, chiar în raport cu vecinii noștri din sistemul socialist. Să nu uităm, primele monumente incluse în lista patrimoniului mondial au fost în 1978 în Polonia, în Bulgaria socialistă. Chiar URSS aderase în 1988 la această convenție. Prin urmare, Convenția Patrimoniului Mondial și democrația în România sunt strâns legate. România, spuneam, a avut de recuperat 15 ani și începând cu 1993, handicapul prezenței patrimoniului românesc în lista patrimoniului mondial a fost încetul cu încetul recuperat. Ce este de remarcat este, și iar revin la legătura patrimoniului cu democrația, este că acest patrimoniu mondial identificat în România vorbește pe deplin de diversitatea culturală, etnică și confesională a societății românești. Avem de-a face cu mărturii ale civilizației pe teritoriul României, create de români, de minorități, sunt expresii ale confesiunii majoritare, ortodoxe, cât și ale celorlalte confesiuni religioase. Acest lucru spune foarte mult despre felul în care România a văzut și trebuie să vadă și în continuare patrimoniul mondial, ca expresie a valorilor diversității și ale democrației. Suntem, în opinia mea, la un moment în care, încetul cu încetul, paradigma recuperării acestui handicap istoric trebuie să treacă într-o altă modalitate de privire și acțiune în ceea ce privește patrimoniul mondial. Va fi din ce în ce mai greu să găsim și să putem promova pe plan internațional monumente care să fie acceptate în lista patrimoniului mondial. Dar nu trebuie uitat că, de fapt, Convenția Patrimoniului Mondial este un document internațional care vorbește, în primul rând, de cooperare și colaborare internațională. Și nu este un fel de olimpiadă a țărilor care își promovează mai multe și din nou mai multe monumente. Din această perspectivă, și profit aici că îmi poate fi martor doamna academician Sabina Ispas, legătura și colaborarea pe care România a avut-o și o are cu Republica Moldova în dosarele patrimoniului imaterial trebuie să fie fundamentul unei colaborări cu Republica Moldova și pe celelalte dimensiuni ale patrimoniului mondial. Când spun celelalte dimensiuni, revin la un pasaj din Constituția UNESCO, pasaj a fost deja evocat de domnul președinte Orban aici, spunând, parafrazându-l, că valoarea și importanța patrimoniului mondial se naște întâi în mintea oamenilor. Și aici vorbim, evident, de tineri, de generațiile care trebuie să primească acest patrimoniu mondial ca nu o moștenire străină, ci ca propria lor îndatorire și propriul lor angajament. De aceea, cred că ceea ce ați propus, domnule președinte al Comisiei Parlamentare pentru UNESCO, anume un ciclu de manifestări care să marcheze cei 65 de ani de prezență a UNESCO în România, trebuie să fie tot atâtea prilejuri ca tinerii, noile generații, să se simtă intim, puternic, legate de scopurile, așa cum spuneam, acestei frumoase și nobile organizații. Mulțumindu-vă pentru invitație, vă mulțumesc și pentru atenție. Mulțumesc și eu.
Invităm pe doamna academician Sabina Ispas, una dintre vocile cele mai cunoscute în România în ceea ce privește patrimoniul intangibil. Domnia sa a condus ani de zile Institutul de Etnografie și Folclor Constantin Brăiloiu al Academiei Române, Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial și a supravegheat realizarea dosarelor înscrise la UNESCO pe lista Patrimoniului Mondial al Omenirii. Salut de asemenea prezența online a domnului Mircea Duțu, directorul Institutului de Cercetări Juridice Andrei Rădulescu al Academiei Române și vicepreședinte al Comisiei de Ecologie al Academiei Române. Vă rog, doamna academician. Doamnelor și domnilor, onorată asistență, mulțumesc. Am fost delegată de conducerea Academiei Române să particip la această impresionantă inițiativă de celebrare a unui eveniment a cărui importanță o vedem în timp, o înțelegem în timp și sper să o conștientizăm tot mai mult. Implicarea României în importantele programe ale UNESCO-ului. Sigur că importantă, foarte importantă este înțelegerea noțiunii de patrimoniu. Poate ar trebui chiar o dezbatere, pentru că această noțiune în sine înseamnă instituționalizarea conștiinței culturale într-un anumit areal. Să înțelegi ce înseamnă reprezentativitatea materiei culturale, indiferent că este exprimată într-o construcție sau într-un concept. Eu am mai mult experiența aceasta a culturii intangibile și pot să vă spun că este foarte greu să sesizezi și să alcătuiești sistemul după care tu poți să te consideri reprezentantul cel mai avizat al unui concept cultural, al unui mesaj cultural, al unei gândiri despre viață și ce înseamnă că trebuie să faci tu aici. Asta așa, pentru a face un mic comentariu. Sigur, Academia Română, al cărei membru sunt și continui să fiu director al Institutului de Etnografie și Folclor, care gestionează și în momentul de față cel mai valoros și voluminos, dacă pot să spun așa, patrimoniu de documente imateriale. Noi gestionăm Arhiva Națională de Folclorism, națională, deși titlul nu este ca atare, care în curând va împlini 100 de ani și care are niște fonduri documentare pe mai multe tipuri de suporți, care numără așa zeci de mii, sute de mii, în fine. O gestionăm cât putem noi mai bine, dar să nu uităm Academia Română, care a împlinit și ea pe 4 aprilie a sărbătorit 155 de ani de la înființare. Este instituția națională, spun eu, care a fost implicată în definirea, identificarea, conservarea, studierea și valorificarea întregii cunoașteri în România de-a lungul unui secol și jumătate. Încă Academia Română deține, probabil, cel mai coerent și bine pregătit corp de cercetare pentru toate domeniile de cercetare fundamentală. Toate domeniile înseamnă și domenii tehnice, și domenii culturale, și domenii artistice. Acești cercetători care au o viziune, să zicem, destul de profundă și complexă asupra fenomenelor lumii, ale cosmosului și ale personalității umane, își desfășoară activitatea în 40 și ceva de institute de cercetare fundamentală. Asta este specificul Academiei. Dar Academia Română a sprijinit dezvoltarea culturii
și științei românești de-a lungul acestui secol și jumătate, prin reprezentanții de bază care au fost membrii Academiei Române și care toți au gestionat diverse teme de cercetare pe care le-au pus în pagină și le-au instrumentat colective de specialiști. Așadar, putem spune că Academia Română deține cel mai bine pregătit din punct de vedere teoretic grup de specialiști, care nu sunt deloc puțini, nu sunt deloc puțini pentru că acoperă toate domeniile. Și totodată trebuie să spun că Academia Română continuă 150 de ani să sprijine ideea de conștientizare a identităților fără să elimine niciun fel de tip de identitate. Din punctul meu de vedere, conceptul de patrimoniu este dinamic. El, dacă îl vom privi vreodată ca pe ceva static, pe care trebuie să-l creionăm într-un tipar fix, nu vom reuși niciodată să actualizăm diversitatea tematică a patrimoniului. Așadar, conceptul de patrimoniu, el în sine devine un reper pentru activitatea tuturor factorilor implicați. Sunt foarte mulți. Cred că cel mai complicat lucru este să armonizezi sistemul. Sistemul care își revendică autoritatea asupra gestionării patrimoniului în România a devenit foarte divers, cu foarte multe atribuții risipite, spun eu. Ori, cel puțin experiența mea, e o experiență de jumătate de secol în cercetarea din domeniul acesta al tradiției populare, îmi spune că întotdeauna e nevoie de o perspectivă, hai să-i spunem, concentrată. Sigur, cu mai multe autorități, dar în orice caz, cu un nucleu care trebuie să stăpânească și să cunoască tot. Academia Română este gestionarea unor valori de patrimoniu deosebite, începând de la... Să nu uităm că Academia Română a fost beneficiara multor donații. Mari oameni de cultură, de știință din România, marile personalități din secolul ăsta și jumătate au donat Academiei Române ce aveau ei mai prețios, tocmai pentru a constitui un patrimoniu cultural al României. Deci, Academia Română are o experiență în gestionarea patrimoniului de foarte multe tipuri. Gândiți-vă, manuscrise, stampe, picturi, manuscrisele sunt de mai multe tipuri, pelicule de toate felurile, construcții, case, ruine și așa mai departe. Deci e unul din cele mai complexe patrimonii care sunt gestionate în Academia Română și cred că Academia Română, cu deosebită dăruire și cu înțelegere și cunoaștere, va sprijini întotdeauna toate acțiunile bine întemeiate și frumos organizate ale celor care se străduiesc să conserve, să ducă și să valorifice savant. Poate că vom discuta la reuniune ulterior ce înțeleg eu prin gestionare savantă, adică știută savant. Îi spun așa ca să folosesc un termen mai, să sune mai bine. Mulțumesc încă o dată pentru această oportunitate. Doresc o frumoasă dezvoltare în continuare lucrărilor și discuțiilor și spun, Academia Română este deschisă pentru o colaborare fructuoasă și frumoasă. Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim, doamna academician, și cu siguranță așteptăm și alte intervenții ale dumneavoastră în cadrul dezbaterilor. Salut prezența online a noului secretar general al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, doamna Madeleine Șerban.
Felicitări pentru numire, doamna secretar general. Mă bucur să vă cunoașteți și sunt convins că vom avea o colaborare deschisă și rotundă. Așa cum spunea și doamna ambasador, e chiar echipa întreagă și putem să spunem că avem așa linie dreaptă în tot ceea ce ne propunem. Doamna Daniela Gândman, secretar de stat Ministerul Afacerilor Externe, ne va prezenta punctul de vedere al Ministerului în ceea ce privește colaborarea și relația cu UNESCO. Doamna secretar de stat, vă rog. Mulțumesc, doamne președinte al Camerei Deputaților, al Consiliul Prezidențial, doamna ambasador, domnilor parlamentari, colegi. Aș avea o scurtă intervenție legată de agenda complementară pe care doamna ambasador Miculescu a propus-o în ceea ce privește abordarea Ministerului de Externe față de cooperarea, prezența și diversificarea dosarelor pe care dorim să le prezentăm în UNESCO. Aș vrea în primul rând să punctez faptul că acest efort comun pe care îl facem ține nu numai de instituțiile guvernamentale, de asociații, de comisii pe care le avem atât în Parlament cât și la nivelul executivului, ci vorbim și de autoritățile locale, vorbim și de societatea civilă care de-a lungul timpului s-a implicat și a ajutat în promovarea acestor valori. După cum știți bine, sunt două aspecte fundamentale pe care Ministerul Afacerilor Externe trebuie să le apere. În primul rând este vorba de protejarea identității naționale, culturale a României și educarea atât a românilor din afara granițelor, ci și a mediului internațional în ceea ce privește agenda și valorile culturale ale României și, pe de altă parte, protejarea acestui multilateralism despre care noi vorbim, pentru că acesta a fost, de fapt, dar acum cu atât mai pregnant, a devenit o constantă a politicii externe a României. Multilateralism care înseamnă nu numai prezervarea valorilor și principiilor de multilateralism, stat de drept, egalitate de gen, drepturile omului, dar reprezintă și obligația noastră până la urmă de a proteja statele vulnerabile și de a le educa în ceea ce privește aceste principii. Spunea domnul ambasador Miculescu că este foarte importantă educația pentru patrimoniu. Și aș vrea să vă împărtășesc faptul că de-a lungul campaniei pe care am avut-o pentru obținerea unui loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate, m-am întâlnit cu 74 de state vulnerabile și fragile, mare parte din ele atât în Pacificul de Sud cât și în Africa, cerându-ne expertiză pentru ce? Pentru modul în care România înțelege să protejeze patrimoniul său și colaborarea cu UNESCO și să învățăm să facem acest transfer de expertiză către aceste state care, la rândul lor, fragile, sărace, vulnerabile, nu aveau nici știința și nici posibilitatea financiară de a o face. Deci este o datoria noastră, cred, să împărtășim din această experiență statelor care au nevoie, ultima solicitare venind chiar în urmă cu două săptămâni de la Uniunea Comorelor, care dorește să vină la noi în schimb de experiență. De asemenea, aș mai puncta importanța pe care o are această problematică în ceea ce privește avansarea colaborării transfrontaliere, pentru că sunt dosare comune pe care noi le-am prezentat, fie cu Republica Moldova, fie cu Ucraina, fie cu Ungaria și multe. Și acum mă gândesc chiar la dosarul pe care îl avem în pregătire cu pădurile virgine de Fagi, care reprezintă o asociere de state. Cred că această colaborare este o piesă importantă, inclusiv atunci când vorbim de politica de vecinătate și de modul în care noi înțelegem să colaborăm atât în plan regional cât mai ales și cu vecini. Mă gândesc acum că cele două dosare importante pe care le avem în pregătire, Cămașa cu Altiță,
foarte important și îmi doresc din suflet ca acest dosar să poată să parcurgă toate etapele procesului de selecție. Îl prezentăm cu Republica Moldova, dar și dosarul cu Cuteni, iarăși important. Pentru noi reprezintă dovada faptului că putem, în plan regional și mai ales cu țările vecine, să găsim acele elemente comune care ajută cultura regională și mondială. Ultimul punct pe care vreau să îl marchez se referă și la faptul că vorbim despre rolul UNESCO inclusiv în ceea ce privește progresul fără precedent al organizației în a oferi acel cadru de colaborare în poate domeniile cele mai văduvite acum de pandemie. Și acestea sunt cultura, educația și turismul. Aici zice iarăși că faptul că putem să discutăm deschis despre cum România se poate implica în plan extern în a avansa anumite priorități, obiective și proiecte, ne ajută să demonstrăm faptul că suntem atașați acestor principii de bază în ceea ce privește colaborarea în plan cultural, finanțarea acestor politici și, bineînțeles, sprijinirea statelor care au nevoie. Aș saluta și eu la rândul meu faptul că suntem împreună. Sunt foarte fericită de nominalizarea doamnei Madeleine Șerban. Am lucrat cu dânsa pe multe dosare legate de promovarea femeilor și a egalității de gen. Știu că avem acum un ambasador foarte determinat și foarte energic și foarte creativ la Delegația Permanentă a României pe lângă UNESCO. Cred că împreună autorității centrale, ministere, dar și consiliile județene și alte organizații ale societății civile din plan local pot face minuni în ceea ce privește prezervarea patrimoniului României și, practic, consolidarea și diversificarea dosarelor pe care noi le putem prezenta la UNESCO. Noi suntem o interfață. Ministerul Afacerilor Externe poate face un lobby eficient atunci când avem nevoie de a convinge statele din UNESCO să voteze. Putem fi energici în ceea ce privește dialogul politic. Împreună cu Ministerul Culturii, cred că putem face o treabă și mai grozavă în ceea ce privește pregătirea dosarelor pe care le avansăm. Însă, desigur, depinde și de modul în care această colaborare cu toate celelalte instituții avansează. Aș vrea să vă mulțumesc pentru această inițiativă, pentru programul foarte dens de activități pe care le-ați propus pentru acest an aniversar, aș zice. Și vă asigur că și de altfel știți, și Delegația Permanentă a României pe lângă UNESCO are un calendar foarte ambițios de acțiuni externe, la care bineînțeles că vom colabora. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu, doamna secretar de stat. Mă bucur că ați adus în discuție și despre cel mai important element al portului tradițional românesc, cămașa cu altiță, ea românească. Este un succes că am reușit să depunem în colaborare cu Republica Moldova acest dosar. Sigur, mă bucur să aud că suntem și eu, ca stat, un furnizor de expertiză. Este un lucru nemaipomenit, pentru că se pare că avem tot ceea ce ne trebuie ca stat și ca nație. De la Ministerul Culturii, domnul secretar de stat Liviu Brătescu ne va vorbi despre preocuparea Ministerului pe marginea acestui important subiect, care este patrimoniul românesc înscris în UNESCO. Domnule secretar de stat, mulțumesc! Sărmâinile, bună ziua, domnule președinte Ludovic Orban, domnule președinte Mihai Weber, domnule consilier prezidențial Sergiu Nistor, doamnă ambasador, doamnelor și domnilor parlamentari. Vreau mai întâi să încep prin a vă mulțumi pentru invitație și pentru oportunitatea de a vorbi astăzi sub cupola Parlamentului despre activitatea pe care Ministerul Culturii o desfășoară în această direcție a promovării, protejării patrimoniului și a
acordării la agenda UNESCO și vă mulțumesc pentru această dezbatere, pentru inițierea acestei dezbateri, domnule președinte, și în calitate de cercetător al Academiei Române și de om preocupat de valorificarea patrimoniului național. Accesul la cultură este garantat prin Constituție, iar protejarea și dezvoltarea culturii sunt datorii fundamentale ale statului, care depășesc obiectivele unei perioade de guvernare. Politicile publice responsabile în acest domeniu sunt nu numai o obligație morală pentru guvern, ci și o strategie de dezvoltare locală și regională, o formă de consolidare a prestigiului României în exteriorul țării și în ochii propriilor cetățeni, o cale de creștere a calității vieții pentru cetățenii țării noastre și o investiție în viitor. Misiunea Ministerului Culturii pentru protejarea patrimoniului cultural național ca factor determinant al identității culturale a României și ca resursă neregenerabilă urmărește îndeplinirea tuturor atribuțiilor care revin României ca stat parte la convențiile din domeniul culturii care au fost acceptate, ratificate, adoptate sau la care România a aderat. Fie că vorbim de monumente istorice sau elemente de patrimoniu imaterial înscrise în lista patrimoniului mondial UNESCO, cadrul legislativ intern trebuie actualizat și adaptat noilor condiții privind protejarea patrimoniului cultural, conservarea patrimoniului istoric, este nu numai o formă de conectare între generațiile care se succed în societate, ci și o resursă esențială pentru dezvoltare. România are în prezent 7 elemente în lista reprezentativă UNESCO și, cu permisiunea noastră, aș vrea să le citesc, să le număr: ritualul călușului, doina, ceramica tradițională de Horezu, colindatul de ceată bărbătească, jocul fecioresc din România, tehnici tradiționale de realizare a scoarței în România și Republica Moldova, mărțișorul, practici tradiționale asociate zile de 1 martie. Cele două dosare multinaționale deja depuse în 2020 și 2021, tradiția creșterii cailor de rasă lipițeană, dosar comun cu Austria, Bosnia și Herțegovina, Croația, Italia, România evident, Slovacia și Ungaria, și al doilea, arta cămășii cu altițe, element de identitate culturală în România și Republica Moldova, vor intra în analiză posibil ambele în cadrul celei de-a 17-a sesiune a Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial din noiembrie-decembrie 2022. Principale provocări, dar și soluții, decurg chiar din ceea ce presupune înscrierea unui element în lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial UNESCO, asigurarea unei mai bune vizibilități a patrimoniului cultural imaterial pentru conștientizarea importanței acestuia și pentru încurajarea unui dialog bazat pe respectarea diversității culturale. În ultimii 16 ani, de la momentul acceptării Convenției UNESCO pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial din 2003, se constată că acțiunile de identificare, studiere, promovare și salvgardare a patrimoniului cultural imaterial s-au concentrat cu precădere la nivel central. Însă, conform Convenției UNESCO din 2003, comunităților locale li se acordă rolul principal în acest proces de conștientizare și conservare a propriului patrimoniu. Soluțiile pentru această provocare se referă la responsabilizarea, pornind de la nivelul comunităților până la autoritățile centrale, a acțiunilor de identificare, studiere, informare, promovare, punere în valoare, protejarea patrimoniului cultural imaterial, măsuri care urmează să fie aplicate de toți responsabilii de la nivel central și local, menite să asigure viabilitatea elementelor de patrimoniu imaterial prin conștientizarea importanței, dezvoltarea și transmiterea propriului patrimoniu. Ministerul Culturii își asumă sprijinirea și încurajarea oricărui tip de inițiativă venite din partea Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, a tuturor proiectelor și acțiunilor desfășurate prin Academia Română, Universități, Institutul Național al Patrimoniului, Administrația Fondului Cultural Național. Toate aceste proiecte vizează să sprijine crearea de cunoștințe și abilități pentru grupuri ținte la nivelul comunităților locale, reprezentate adecvat de diferite tipuri de entități, cum ar fi direcțiile județene de cultură, muzei locale, centre pentru promovarea culturii tradiționale, cămine culturale, biblioteci rurale, muzee sătești, ONG-uri, cercuri sau grupuri de amatori și promotori de patrimoniu cultural imaterial. Dacă ar fi să vorbim de câteva obiective asociate pe termen mediu și lung cu tipuri de proiecte, ar putea vorbi de trei obiective. Primul, construirea de relații de lucru și a unei rețele de experți locali pe care să se bazeze viitoarele proiecte de documentare și salvgardare a patrimoniului cultural imaterial,
configurarea de mecanisme consultative pentru monitorizarea dinamicii patrimoniului cultural local și alcătuirea viitoarelor dosare de nominalizare pe lista reprezentativă UNESCO, contribuția acestei rețele de experți locali, la consultarea pentru alcătuirea raportului periodic de monitorizare multianuală. Al doilea obiectiv ar fi dezvoltarea sectorului cultural local și a managementului resurselor culturale locale, sprijinirea modernizării instituțiilor publice de cultură prin conectarea acestora la politicile culturale globale. Al treilea obiectiv, încurajarea conștientizării valorilor patrimoniale locale, a identității locale și a dezvoltării resurselor culturale locale ca instrument pentru crearea strategiilor de dezvoltare sustenabilă a comunităților în conformitate cu Agenda 2030 pentru dezvoltarea durabilă a ONU. Cei 65 de ani ai României în UNESCO reprezintă conștientizarea și recunoașterea propriilor valori ale patrimoniului cultural material și imaterial în rândul valorilor culturale universale, dar mai ales responsabilizarea în vederea valorificării, dezvoltării și transmiterea acestei moșteniri culturale în viitor. Ceea ce pot să exprim ca un gând pentru final e o speranță ca astfel de zile să fie doar începutul unei colaborări în direcția aceasta a protejării patrimoniului și ideea aceasta și gândul acesta de a face putem fiecare dintre noi pentru patrimoniu să fie o preocupare a noastră în fiecare zi. Mulțumesc tare mult! Și eu vă mulțumesc, domnule secretar de stat. Timpul este extrem de prețios. Mulțumim domnului președinte al Camerei Deputaților, trebuie să se retragă. Vă propun să începem dezbaterea efectivă. Știm că timpul e prețios pentru fiecare dintre noi, de aceea am rugămintea ca intervențiile să se limiteze la câteva minute, astfel încât să putem asculta cât mai multe puncte de vedere. O să începem cu punctul de vedere al specialiștilor și rog pe domnul Ștefan Bălici, managerul Institutului Național al Patrimoniului, să ne spună care sunt cele mai vulnerabile puncte ale patrimoniului românesc material înscris la UNESCO în acest moment, ce ar trebui schimbat în legislație sau în alocarea resurselor. Vă rog, domnul Bălici. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Am să fac o mică trecere în revistă, nu știu dacă funcționează și imaginile, pregătisem și câteva imagini, dacă nu, oricum, nu. Ok, fără. Întâi, discutând despre Convenția Patrimoniului Mondial, în momentul de față, știm cu toții, România are 8 poziții înscrise în lista Patrimoniului Mondial, care este instrumentul activ prin care operează Convenția. 6 dintre acestea înscrise pe criterii culturale, 2 pe criterii naturale. E vorba de Delta Dunării și pădurile primare și seculare de fag din Carpați și din alte părți ale Europei, cele 2 poziții înscrise pe criterii naturale și pe criterii culturale, bisericile din Moldova, Mănăstirea Hurez, sate cu biserici fortificate din Transilvania, cetățile dacice din Munții Orăștiei, centrul istoric al Sighișoarei și bisericile de lemn din Maramureș. În afară de aceste 8 poziții, există încă 2 pentru care România deja a depus la UNESCO dosarele de nominalizare pentru înscrierea în lista Patrimoniului Mondial. Este vorba de peisajul cultural minier Roșia Montană, depus în 2017 și ansamblul monumental realizat de Constantin Brâncuș la Târgu Jiu, depus în 2018. De asemenea, există un alt instrument extrem de important instituit prin Convenția Patrimoniului Mondial și anume lista indicativă, care reprezintă o preselecție națională a valorilor pe care fiecare stat urmează să le înainteze către UNESCO pentru a fi recunoscute sub această egidă a Convenției Patrimoniului Mondial. În cazul nostru, lista indicativă a fost actualizată de curând și e o listă modernă și perfect acordată la strategia UNESCO privind diversificarea și echilibrarea listei patrimoniului mondial, o strategie care, sigur, urmărește echilibrarea geografică, dar în același timp echilibrarea tipologică și din acest punct de vedere, propunerile pe care noi le avem în lista indicativă
între paranteze fie spus, o listă realizată pe baza unui apel public și a unei selecții realizate printr-o comisie internațională de experți și apoi, sigur, validată de Comisia Națională a Monumentelor Istorice, deci o listă foarte solidă și extrem de utilă ca instrument de planificare, de management al protejării patrimoniului în acest context internațional prin Convenția Patrimoniului Mondial. Revenind la ceea ce spuneam, și anume faptul că avem o listă indicativă acum foarte adaptată strategiilor UNESCO, menționez doar că ea cuprinde situri memoriale ale primului război mondial, cuprinde de asemenea complexul pre-Cucuteni Ariuș-Cucuteni-Tripilia, în colaborare cu Republica Moldova și Ucraina, cuprinde peștera Coliboaia, un monument natural, dar și mai ales cultural, cu totul excepțional. Centrul istoric al Sibiului, despre care știm că se află pe această listă indicativă de multă vreme și pentru care au existat deja tentative de nominalizare. Dar de asemenea, lista noastră indicativă cuprinde și foste închisori comuniste din România sau peisajul cultural forestier de pe Valea Vasărului din Maramureș. Deci o diversitate tipologică și o reprezentativitate istorică în acord cu diversitatea la care s-a referit în alocuțiunea sa mai devreme domnul Nistor, o listă indicativă pentru care trebuie să întreprindem demersuri sistematice și organizate, nu doar de protejare a monumentelor respective, dar și de management, de gestionare eficientă. Și despre gestionarea eficientă aș vrea să adaug câteva observații care derivă din activitatea sistematică a Institutului Național al Patrimoniului de monitorizare a monumentelor și siturilor care în prezent sunt înscrise în lista Patrimoniului Mondial UNESCO, deci cele șase culturale despre care am vorbit. În urma acestei monitorizări, putem prezenta așa foarte scurt o imagine a categoriilor de probleme pe care le întâmpinăm în gestionarea acestor monumente și situri. Probleme care țin de proprietate, prima categorie. Poate părea straniu, după 30 de ani de la schimbarea de regim, avem încă în continuare un număr mare de monumente care nu au proprietar cunoscut sau nu au un administrator legal atunci când proprietarul este statul, pe baza legii privind proprietatea publică. Acesta a fost și cazul până foarte de curând al cetăților dacice din Munții Orăștiei, deja înscrise în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Doar datorită inițiativelor parlamentare și a activității susținute a acestei comisii, anul trecut a fost adoptată legea 23/2020, prin care în sfârșit s-a putut rezolva problema cetăților dacice care nu aveau un administrator legal, deși erau în proprietatea statului român. Dar există numeroase alte situri în toată țara, în special situri arheologice, care se găsesc în aceeași situație. Dintre acestea, unele sunt înscrise în monumente sau propuneri care se găsesc în lista indicativă a României. Mă gândesc în mod special la Limes, la frontierele Imperiului Roman, acest dosar extrem de ambițios și în același timp important pe care îl avem în pregătire, care cel mai probabil va fi următoarea nominalizare pe care o vom înainta UNESCO și pentru care trebuie să clarificăm această problemă a proprietății. Și, bineînțeles, după cum ne arată exemplul cetăților dacice, această problemă va trebui clarificată și prin instrumente legislative, prin inițiative legislative. A doua categorie de probleme pe care aș evidenția-o se referă la disfuncții legislative și administrative, necorelări între diferite instrumente legislative sectoriale. În mod special m-aș referi la legislația privind ariile naturale protejate, care nu de puține ori contravine prevederilor legislației privind protejarea monumentelor istorice. Aceste instrumente trebuie să fie în mod evident armonizate, astfel încât să poată funcționa corelat și eficient în favoarea monumentelor
dar și a valorilor naturale despre care vorbim. De asemenea, legislația din domeniul forestier este o altă categorie în care trebuie să se petreacă intervenții de armonizare cu legislația privind protejarea monumentelor istorice. Nu e greu să ne imaginăm cât de multe situri arheologice din România sunt suprapuse de pădure sau se găsesc în arii naturale protejate. Ori obiectivul de utilitate publică al protejării monumentelor istorice trebuie corelat cu obiectivul tot de utilitate publică de protejare a naturii și a valorilor naturale. Sigur, lista e mai lungă, e doar o exemplificare a acestor disfuncții legislative care, din nou, depind de inițiative legislative pentru rezolvarea lor. La un nivel mai coborât de reglementare, documentațiile de urbanism. Aceasta e o problemă extrem de gravă la scara întregului teritoriu al țării. Foarte multe unități administrativ-teritoriale, orașe, comune, municipii, nu au planuri urbanistice generale sau nu au planuri urbanistice generale actualizate și relevante. Dacă vorbim de planuri aprobate în anii 2000 care au fost prelungite și prelungite, e evident că ele nu mai răspund realității fizice din momentul acesta și cu atât mai puțin obiectivelor și strategiilor pe care România le are astăzi privind dezvoltarea teritorială, care evident include și protejarea patrimoniului cultural. Aici e nevoie de o acțiune sistematică de actualizare a planurilor urbanistice generale, astfel încât ele să cuprindă într-o manieră eficientă și corespunzătoare în raport cu valorile de patrimoniu, să cuprindă această arie importantă de activitate, protejarea patrimoniului cultural, pe care astăzi o înțelegem cu toții din perspectiva dezvoltării durabile, nu ca pe o activitate de muzeificare, ci ca pe o activitate de promovare a dezvoltării. Apoi, există cazuri de distrugere și de vandalism. Nu trebuie să uităm și acest lucru. Relativ recent, în cetatea dacică de la Căpâlna, s-au petrecut acte de vandalism, la fel și la Costești Cetățuie în urmă cu 2 ani. Iar fenomenul braconajului arheologic în zona munților Orăștiei, deși a cunoscut o scădere semnificativă, nu a dispărut și continuă să fie o problemă importantă. A patra categorie, lucrări de construcții ilegale sau, să spunem, neadaptate la necesitățile de protejare a patrimoniului în sensul peisajului cultural și protejării zonelor construite, urbane sau rurale. Și apoi urmează o serie de alte probleme care nu vizează integritatea fizică a patrimoniului, dar vizează buna sa receptare și activare pentru societatea actuală. Și mă refer la accesibilizare fizică, dar și intelectuală, deci demersuri sistematice și coerente de explicare și deschiderea patrimoniului către categorii cât mai diversificate de public. Cred că aveți cu toții experiența vizitării monumentelor istorice și a siturilor arheologice și știți cât de rar se întâmplă ca acestea să aibă un minim dispozitiv de interpretare și de prezentare care să faciliteze accesul și la înțelegere și la, până la urmă, la empatie și la cumva acțiune pentru protejarea patrimoniului. Și ultima problemă pe care aș menționa-o, deși ea deja a apărut în discuțiile anterioare, lipsa unor programe de educare. Programe care să fie, din nou, sistemice, integrate inclusiv în programa școlară și dedicate de asemenea și acțiunilor extrașcolare, extracurriculare. Toate aceste categorii de probleme necesită o acțiune corelată pentru rezolvarea lor. Și pentru asta aș spune că acesta e un cadru foarte potrivit
de a aminti care pot fi partenerii și trebuie să fie partenerii unei acțiuni naționale susținute de promovarea și protejarea patrimoniului cultural cu accent pe patrimoniul UNESCO. Și mă refer în mod evident la autoritățile centrale și la această comisie care, cum spuneam, deja a avut un rol important în rezolvarea unei probleme care a trenat ani de zile, aceea a cetăților dacice. Și sunt convins că poate avea și chiar seria de manifestări care începe astăzi e dovada că se va și întâmpla, sper, va avea un rol important în coordonarea acestui proces de colaborare interinstituțională pe toate palierele. Apoi autoritățile județene sunt factori esențiali și, din fericire, avem exemple pozitive. Consiliul Județean Maramureș de ani de zile deja își alocă fonduri și dezvoltă un program sistematic de intervenție asupra bisericilor de lemn. La fel, Consiliul Județean Hunedoara a desfășurat activități foarte importante de protecția sitului Sarmizeghetuza Regia, pe care îl are deja în administrare din 2013 și acum se află în curs de preluare a celorlalte patru cetăți dacice de pe teritoriul său. Deci există exemple pozitive, ele trebuie multiplicate și potențialul este acolo. Autoritățile locale, de asemenea primării, dar și formele asociative de tip GAL. Mediul academic este de asemenea esențial în conceperea strategiilor și înainte de fapt de strategii, în actualizarea și articularea unei viziuni despre patrimoniu la scara întregii țări, pe care apoi să o putem înfăptui prin toate celelalte gesturi și intervenții concrete. Deci universități, institute de cercetare, dar și parteneri internaționali pe acest palier. Organizațiile societății civile, datorită cărora avem în prezent în țară proiecte excepționale, pentru că m-am referit la cetățile dacice, menționez întreagăt că datorită uneia dintre aceste organizații, Asociația Monumentum și programului său Ambulanța pentru Monumente, avem în derulare un proiect de protecție a turnurilor locuință de la Costești, cetățuie, inițiat de Institutul Național al Patrimoniului, dar care nu a putut fi finanțat prin fonduri publice din cauza problemei proprietății. Și datorită colaborării cu această asociație, proiectul e în derulare. Avem în toată țara proiecte excepționale pe care le derulează asociații și fundații, deci sunt parteneri cu adevărat valoroși pentru instituții. Noi trebuie să învățăm să activăm acest tip de colaborări astfel încât lucrurile să meargă cât mai bine. De asemenea, donatori și sponsori. Nu e neapărat un lucru frecvent în România să avem de a face cu sponsorizare pe domeniul patrimoniului cultural. Trebuie să reușim să facem acest lucru să devină firesc și nivelul de finanțare prin aceste instrumente să crească. Și nu în ultimul rând, instituțiile publice de cultură, muzee, biblioteci, centre culturale, institute cum e institutul nostru, și mass media și proprietarii. Deci iată că suntem toți și trebuie neapărat să găsim modalități de a acționa împreună în folosul patrimoniului. Doar așa problemele pe care noi le identificăm și le cartăm, le punem pe categorii, le analizăm în fiecare an, doar așa își vor găsi răspunsuri concrete și eficiente printr-o colaborare între toți acești factori. Și chiar numai o remarcă mai fac, activitatea noastră curentă în domeniul patrimoniului cultural va trebui, sunt convins, măcar în perspectiva Programul Național de Redresare și Reziliență, care e în mintea tuturor în perioada aceasta, va trebui, deși activitatea în domeniul patrimoniului cultural, să-și însușească și să-și internalizeze obiectivele transversale europene esențiale de astăzi, acțiunea climatică și tranziția digitală. Lucruri care sunt posibile, dar sunt necesare și trebuie să le putem integra în toate proiectele pe care le facem. Asta ar fi așa o
rapidă trecere, îmi cer scuze, am fost lung, dar totuși o rapidă trecere în revista problemelor pe care le cunoaștem. Sunt convins că și dumneavoastră le-ați întâlnit și pe care va trebui să le putem gestiona împreună. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule manager. Cei care cunosc cel mai bine disfuncțiile legislative și financiare sunt cei care administrează, practic, aceste bunuri de patrimoniu, respectiv consiliile județene. Avem de la Hunedoara, l-avem invitat pe domnul Alin Adam Țambă, vicepreședinte în Consiliul Județean, să ne prezinte situația de acolo în câteva cuvinte, dacă se poate. Mulțumesc! Vă mulțumesc frumos, domnule președinte. Voi fi cât se poate de scurt. Din fericire, cetățile Monument UNESCO din Munții Orăștiei, cele administrate de Consiliul Județean Hunedoara, 5 la număr, Sarmi, Segetusa, Costești, Cetățuie, Costești, Blidarul, Luncan, Piatra Roșie și cetatea Bănița, sunt într-un proces, 4 dintre ele, de trecere în administrarea Consiliului Județean, în baza legii 23/2020, cum foarte bine a spus domnul Ștefan Bălici, directorul Institutului Național al Patrimoniului. Acum, bune practicile de care s-a făcut vorbire se refereau în primul rând la administrarea sitului arheologic UNESCO de la Sarmi, Segetusa, Regia, acolo unde, din 2013 până astăzi, se vede o îmbunătățire constantă a administrării și a punerii în valoare a acestui obiectiv UNESCO. Suntem beneficiarii unui grant pe un proiect Rocultura în valoare de aproape 3,5 milioane de euro pe fortificația militară de la Sarmi, Segetusa. Însă, și în această dimineață am avut niște discuții cu domnul Ștefan Bălici, ar fi foarte important să existe posibilități de finanțare, nu doar prin noul POR, ci și prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Ne bazăm că vom reuși să depunem proiect pentru Sarmi, Segetusa de restaurare și prin acest proiect. Pe lângă acest lucru, Consiliul Județean Hunedoara administrează multe monumente UNESCO, iar problema mare, desigur, este atât cea legislativă, dar și cea legată de administrare, în sensul în care suntem nevoiți să găsim de cele mai multe ori soluții alternative prin care să putem să protejăm cât mai bine aceste monumente. Tot ce pot să vă spun este să încerc să felicit Institutul Național al Patrimoniului. Nu o fac gratuit, este partenerul nostru cel mai apropiat pentru bună administrare a acestui monument sau a acestor monumente, alături de Muzeul Național de Istoria Transilvaniei și de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Încă o dată aș vrea să subliniez nevoia de finanțare și rugămintea ca să se creeze un cadru prin care PNRR-ul, noul POR, să poată finanța aceste monumente UNESCO și nu doar monumentele UNESCO, pentru că nu cred că se poate pune un semn de un ansamblu sau un monument este mai important decât un alt ansamblu sau monument. Fiecare este cât se poate de important și trebuie să le avem în vedere pe toate. Pe lângă acest lucru, cred că în județul pe care îl reprezint există mult mai multe monumente istorice care ar putea face obiectul unei clasări de tip UNESCO și nu vă supun atenție decât bisericile de piatră din Țara Hațegului, niște bijuterii arhitecturale pe care cei care le-au vizitat și au reușit să înțeleagă ce s-a întâmplat în Țara Hațegului, au putut să spună importanța pe care acestea o au. Fără să mă mai lungesc, pentru că știu că timpul este o problemă, probabil sunt mulți doritori în a lua cuvântul astăzi, vreau să vă mulțumesc pentru invitație și să vă felicit pentru organizarea acestei întâlniri și pentru faptul că am reușit și noi să ne spunem punctele de vedere. Mulțumesc! Și vă mulțumesc, domnul vicepreședinte. Îi rog pe cei prezenți să intervină cu rugămintea de a se prezenta. Aș insista să ascultăm mai întâi vocea celor care au responsabilitatea acestor monumente, reprezentanții Consiliului Județene, și apoi să vedem ce spun ministerele în ceea ce privește și soluțiile. Se află alături de noi, unii online, alții fizic, doamna Daniela Câmpean, președinte Consiliului Județean Sibiu,
doamna Voichița Maria Coman, arhitect șef al Consiliului Județean Alba, domnul Constantin Emil Ursu, director general al Muzeului Național al Bucovinei și doamna Paula Vartolomiei, responsabil cu monumentele de la Consiliul Județean Suceava. Domnul Răzvan Mateescu, șeful colectivului de cercetări de la Sarmiște-Getuza Regia, Ion Rusu, consilier, direcție programe relații externe Consiliul Județean Vâlcea și Panțel Silamer, director Muzeul Județean Mureș. Așteptăm intervențiile dumneavoastră. Dacă permiteți, sunt Mircea Duțu, directorul Institutului de Cercetări Juridice, pentru că intervenția mea excede oarecum intervențiilor concrete a celorlalți participanți și vreau să subliniez doar trei idei, aș solicita cuvântul, dacă e posibil. Sigur, vă ascultăm. Domnule președinte, aș dori să fac în subsidiarul intervenției doamnei academiciani Spas trei idei care cred că se impun în cadrul acestei ședințe inaugurale. Prima, este adevărat că sărbăm anul acesta 65 de ani de prezență românească la UNESCO, dar cred că natura problemei și conexiunile absolut necesare ne obligă să facem o deplasare în timp a semnificațiilor demersului chiar la scara unui secol de cooperare internațională în domeniul educației, științei și culturii. Și aceasta cu o dublă justificare, ținând atât de instituția specializată a Organizației Națiunilor Unite, cât și de țara noastră. Este vorba de împlinirea 100 de ani de la fondarea printr-o rezoluție din 21 septembrie 1921 a adunării Societății Națiunilor, inițiată la propunerea juristului român Demetru Negulescu, a Comisiei de Cooperare Intelectuală, care se va transforma în 1946 spre a deveni UNESCO de astăzi. La solicitarea Comisiei, în noiembrie 1922, Academia Română a acceptat asumarea funcției de intermediar între organismul internațional și instituțiile culturale, universitare și intelectuali din România Mare, iar un an mai târziu, sub înaltele sale auspicii, se crea Comisia Națională de Cooperare Intelectuală, condusă inițial de istoricul Vasile Pârvan. Ea s-a manifestat activ în perioada interbelică, drept emisarul cel mai autorizat al științei și culturii românești în dialogul și cooperarea intelectuală. Așadar, se impune ca în spiritul respectării tradițiilor, continuității istorice, să evocăm și acest eveniment. A doua idee. Să nu uităm că, în prezent, Uniunea Europeană acordă o atenție deosebită unei tranziții societal-civilizaționale extraordinare, iar că, în acest cadru, președinta Comisiei, în septembrie anul trecut, făcea apel la un nou Bauhaus european, care să conducă la a da o formă specifică de manifestare dimensiunii Pactului Verde, anunțat ca o nouă strategie de creștere consolidată a Europei celor 27 pentru următoarele decenii. Un concept filozofic, artistic și științific, vizând să redefinească societatea post-pandemie, inspirată de mișcarea germană de acum un secol, care a pus creația și tehnologia în serviciul cetățeanului. Ca atare, cred că trebuie să ne inspirăm mai mult în abordările și intervențiile noastre din această nouă perspectivă de dezvoltare a Uniunii Europene, care acordă un rol deosebit în cazul tranziției extraordinare spre neutralitate climatică și durabilitatea definită în termenii Pactului Verde, acestei dimensiuni creaționale. Și în fine, pentru că vorbim și aducem în față elemente care pot constitui substanța unui demers special, să promovăm poate ideea unui pact pentru patrimoniu cultural și natural al României. Este instrumentul politico-juridic și cultural cel mai uzitat astăzi în lumea occidentală pentru a crea un cadru de reflexie asupra priorităților unor probleme importante de exprimare, dialog, implicare, participare, acceptabilitate socială maximă, așa încât să o conducă la soluții care să fie eficiente cu implicarea tuturor. Și am reținut ideea și ca profesor de drept al mediului am militat pentru ea,
poate discuțiile care le inaugurăm astăzi, cele care vor urma în perioada următoare și se vor decanta în concluzii în noiembrie, cu ocazia Zilei Patrimoniului Mondial, și vom milita pentru repunerea pe tapet a unui cod al patrimoniului, nu numai cultural, ci și natural, în România, așa încât să eliminăm acele diferențe, paralime și contradicții. Vă mulțumesc pentru atenție. Da, eu vă mulțumesc. Dacă dintre cei pe care i-am nominalizat reprezentanții ai Consiliului Județean mai dorește cineva să intervină. Bun, dacă nu sunt intervenții, așa cum știm cu toții, bună parte din patrimoniul UNESCO din România este alcătuit din locașul de cult, iar părintele Nicolae Dascălu, consilier patriarhal, director al publicațiilor Lumina, delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ne va spune câteva cuvinte despre situația acestor monumente. Bună ziua, doamnelor și domnilor! În primul rând aș dori ca să vă transmit cuvântul de binecuvântare și salutul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și, bineînțeles, urările de felicitare la acest aniversar. Și început bun pentru activitățile din anul curent, cele care se vor încheia în luna decembrie la noi, la Patriarhie. Doar câteva cuvinte aș dori ca să vă spun. Din perspectiva bisericii, așa cum s-a menționat aici de mai multe ori, biserica este deținătoare și administratoră de multe obiective de patrimoniu, de valoare națională, mondială și regională. Raportarea bisericii la patrimoniul sacru pe care îl chivernisește are cel puțin patru dimensiuni fundamentale. Una spirituală, una comunitară, una administrativă și alta educativă. Responsabilitatea față de bunurile sacre este o datorie de conștiință față de Dumnezeu, în primul rând, pe continuarea actului fondator săvârșit de ctitori și binefăcători. Bisericele au fost ridicate spre slava lui Dumnezeu și pomenirea ctitorilor. Între lăcașul de cult și comunitatea locală există o simbioză, iar biserica susține cultivarea peste timp acesteia prin păstrarea contextului spiritual care a generat monumentul respectiv devenit simbol comunitar. Grija față de conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor religioase se manifestă prin implicarea concretă, competentă și coerentă între autoritățile bisericești și autoritățile specializate ale statului. Prin programele sale culturale, sociale și mediatice, Biserica Ortodoxă Română menține legătura dintre tradiție și viitor, promovează valorile unice și autentice în plan național și universal, contribuie la educarea tinerii generații și la cultivarea dialogurilor interculturale. Avem în lista patrimoniului mondial UNESCO biserici din toate cele trei provincii românești. Din Moldova, deci bisericile pictate în exterior la Suceava, în Bucovina, bisericile din Maramureș, bisericile de lemn, de asemenea mănăstirea Curez din țara românească de Muntenia. Ne-am dorit ca și alte titorii unicate din țara noastră să fie cunoscute la nivel internațional prin intermediul programelor UNESCO, iar cele incluse deja să fie promovate pe toate meridianele lumii. Pentru că aici în sud, de exemplu, Bucureștiul și Ilfovul au peste 1000 de monumente, dar niciunul deocamdată nu face parte din patrimoniul mondial UNESCO. Pentru aceasta, biserica are nevoie de suportul statului român, întrucât monumentele noastre îmbogățesc patrimoniul cultural național și sunt cărți deschise despre frumusețea sufletului românesc și geniul său creator în constelația civilizației și culturii mondiale. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prefațat într-un fel această serie de manifestări, pentru că săptămâna trecută la Biblioteca Academiei Române a avut loc o expoziție consacrată împlinirea 533 de ani de la zidirea Mănăstirii Voroneț din patrimoniul UNESCO și la 30 de ani de la reactivare. De asemenea, aș dori să subliniez că în Bucovina sunt lucrări de restaurare atât la Pătrăuți și la Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava și că în luna decembrie Patriarhia Română va organiza un simpozion consacrat monumentelor bisericești din patrimoniul UNESCO. Așadar, biserica este deschisă la dialog și cooperare pentru
conservare, pentru restaurare și pentru valorificarea patrimoniului românesc, care se află deja în patrimoniul mondial UNESCO. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim! O implicare interesantă în acest subiect al monumentelor are și societatea civilă. Îl avem lângă noi pe domnul arhitect Eugen Vaida, președintele Asociației Ambulanța pentru Monumente, un conglomerat de asociații care și-au propus să intervină la monumentele aflate în pericol și care a avut o implicare interesantă. Vă rog, domnule arhitect. Bună ziua tuturor. Sper să mă auziți, nu prea am semnal aici, sunt pe un șantier la unul dintre monumente. Noi suntem Ambulanța pentru Monumente. Mulțumesc în primul rând pentru invitație. Și nu o să vă prezint foarte multe lucruri decât pe baza unei prezentări care va dura 3 minute. O să dau un share screen, dacă se poate. Dacă mă vedeți acum. Sau dacă mă auziți. Așa. Ambulanța pentru Monumente este un proiect care a fost înființat în urmă cu 5 ani și care și-a propus să nu mai aștepte vreo inițiativă din partea statului și autorităților și să sprijine prin intermediul societății civile salvgardarea acestui patrimoniu, nu doar a monumentelor UNESCO. Este adevărat că proiectul nostru este în cooperare cu autoritățile locale, cu cele regionale și naționale, cu comunitățile locale, cu specialiștii din domeniu și cu, bineînțeles, cu meșterii de care ducem atâta nevoie. Până în momentul de față am reușit să punem în siguranță 50 de monumente istorice din cele 600 care apăreau ca fiind într-o stare avansată de degradare, adică colaps și precolaps, dar sunt de fapt multe alte mii care suferă în acest moment. Dorim să le salvăm cât mai multe dintre ele cu ajutorul voluntarilor. După cum v-am spus, avem și niște camionete, avem 7 ambulanțe în acest moment, acoperim 50% din teritoriul național. Și acolo unde autoritățile locale și comunitățile pun la dispoziție materialele de construcție necesare, noi venim cu voluntarii și cu meșterii și punem în siguranță aceste monumente. Principalul susținător este Alteția Sa Regală, care de la început a crezut în acest proiect atunci când foarte puțin în afara noastră credeau și care sprijină financiar foarte, foarte mult această inițiativă. Trec la subiect. Până în momentul de față am pus în siguranță 5 monumente care se află pe lista UNESCO sau pe lista tentativă UNESCO și unul care intenționăm să îl punem în siguranță. Iată, la Sighișoara, prăbușirea zidului de acolo. L-am refăcut în anul trecut cu ajutorul voluntarilor, să vedem spate acea parte prăbușită. La cetățile dacice de la Costești, mă bucur că este și prietenul și colegul meu, Răzvan Matescu, acolo, pe care îl salut cu această ocazie. Lucrăm, el a plecat de pe șantier chiar ieri ca să ajungă la dumneavoastră. Ploua pur și simplu pe acea construcție din perioada elenistică prin acoperișul care nu mai funcționa și acolo schimbăm acoperișul chiar cu unul înierbat. Câteva imagini de acolo. Vorbea domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara de aceste biserici de piatră din Țara Hațegului și acolo ploua pe pictura foarte valoroasă de secol 14 și 15 de la Strei. Acum 3 ani am făcut și acolo punerea în siguranță prin schimbarea învelitorii. La Strei Sunt Georgiu de asemenea, am reparat învelitoarea acum 2 ani. Din păcate, sunt două picturi foarte valoroase, atât la Strei Sunt Georgiu cât și la Strei, pe care încă nu le-am identificat pentru că se află în spatele unei picturi de secolul XVIII și riscăm să le pierdem pentru că plouă pur și simplu pe ele și fără să mai știm ce a fost acolo. Noi încă nu le cunoaștem, dar știm sigur că se vor pierde dacă nu le punem siguranță. Iată și o culă, cula de la Șiacu din județul Gorj, unde am schimbat acoperișul, nu mai era funcțional, ploua de foarte multă vreme, iată se vede în partea dreaptă, în această culă și am reconstituit un acoperiș, de fapt, cu tehnici tradiționale, cu ajutorul primăriei de acolo, cu ajutorul Muzeului Județean, cu ajutorul donatorilor privați. Și ultima prezentare din contextul ambulanței, vreau să atrag atenția
dacă în foarte multe situații avem sprijin și colaborăm bine cu autoritățile regionale și locale, din păcate pentru Biserica de la Gura Sada, care este de una dintre cele mai valoroase monumente de arhitectură din România și pe care mulți le-am studiat la istoria arhitecturii, în acest moment plouă pur și simplu prin învelitoarea spartă pe această pictură. Sunt două picturi de secol XVIII și una de secol probabil început de 14 și nu avem nicio susținere din partea nimănui, de la autorități, proprietari, comunitate. Inclusiv am depus un proiect, mă rog, prin Episcopie la SSC și din nefericire a picat exact acest proiect în contextul în care biserica din aceeași parohie, biserica nouă, beneficia de sprijin din partea SSC pentru construirea unui mobilier. Este o situație destul de tristă, am lansat o campanie publică de strângere de fonduri, suntem încă departe, suntem la 15%, lansez un apel public pe comisiei și tuturor celor care pot sprijini, nu pe noi, ci această bisericuță pe care, pur și simplu, în care plouă de ceva vreme. Iată cum arată. Mă opresc aici cu ambulanța. Vroiam doar să vă prezint și un caz de bună practică. Speram să intre și colegii de la Mihai Eminescu Trust, care au inițiat niște lucruri foarte frumoase în situl de la Viscri. Eu acum schimb puțin pălăria. Sunt și director al Fundației Alteței Sale Regale, Prințul de Wales în România. Și la Viscri, acolo, este într-adevăr un model de bună practică. Deja am amenajat acel centru al Alteței Sale Regale, iată o imagine cu șura de acolo, pe care vrem să o transformăm, să o deschidem în primul rând publicului, pentru că sunt peste 70.000 de turiști care vin anual acolo și dorim să sprijinim comunitatea prin acest proiect. Dorim să facem un magazin de produse locale ca să sprijinim meșterii locali și producătorii locali și să deschidem publicului, cum spuneam, această clădire. Mulțumesc frumos! Am lansat acest apel. Este principal motiv pentru care am ținut neapărat să intru și să fac această prezentare. Deci vă rog și rog și pe vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, pentru că tot a vorbit de importanța acestor biserici de piatră și din păcate la toate intervențiile noastre asupra acestor biserici nu am beneficiat de sprijinul Consiliului Județean. Cred că ar fi foarte potrivit acest moment să se implice și în aceste biserici de patrimoniu de pe lista tentativă. Mulțumesc tuturor! Vă stau la dispoziție o să particip și la discuție. Vreau doar să lansez și să consolidez ceea ce a spus și Ștefan Bălici. Faptul că din cauza problemelor juridice nu putem interveni pe anumite monumente este cazul culei de la Groșerea, de asemenea aflată pe lista tentativă UNESCO, unde avem posibilitatea să intervenim și capacitatea și nu putem pentru că există un litigiu acolo. Trebuie urgent rezolvată această situație a monumentului aflat în litigiu. Iar în al doilea rând vroiam să vă spun că din cauza lipsei unui normativ foarte coerent de proiectare antiseism, nu reușim decât să betonăm în acest moment monumentele istorice din România, inclusiv cele UNESCO, pentru că nu găsim încă o soluție pentru realizarea acestui normativ. S-a început, Institutul Patrimoniului a început acest normativ, există un draft, 95% spun eu foarte bun, din păcate se lasă o portiță deschisă către betonarea monumentelor și încercăm să găsim, să sprijinim și noi găsirea unor soluții. Vreau să spun că de 5 ani încoace Institutul Patrimoniului a făcut niște lucruri extraordinare pentru patrimoniu, a sprijinit nu numai patrimoniul sine, ci și societatea civilă pentru a lucra împreună cu autoritățile, a făcut lobby și cred că merită să primească poate și mai mare finanțare pentru proiectul de punere în siguranță, pentru că nu doar ambulanța pune în siguranță monumentele, sunt multe alte inițiative și programul INP pentru punerea în siguranță a monumentului necesită de un sprijin mult mai mare decât ce există în momentul de față. Vă mulțumesc! Eu vă mulțumesc, să știți că e foarte interesantă această inițiativă. Meritați felicitări din plin. Salut prezența domnului senator Anca Dragu, președintele Senatului României. Doamna președinte, noi am avut până acum o dezbatere constructivă, aș putea spune. Am ascultat puncte de vedere ale mai multor părți. Vă rugăm să ne expuneți și opinia dumneavoastră privind starea patrimoniului românesc. Bună ziua și rog să mă scuzați că am venit cu o întârziere, dar
Mă bucur să ne vedem astăzi și sunt onorată să fiu alături de dumneavoastră, să particip la acest eveniment care marchează 65 de ani de prezență UNESCO în România și apreciez oportunitatea de a împărtăși cu dumneavoastră câteva considerații despre rolul esențial pe care îl are această organizație și l-a avut în ultimele decenii pentru promovarea culturii românești și a diversității culturii românești. Nu putea fi un moment mai bun decât acesta să reflectăm împreună asupra elementelor noastre de patrimoniu mondial, precum și asupra necesității protejării și conservării acestor elemente. Prezențele românești pe listele patrimoniului mondial, material și imaterial UNESCO sunt numeroase și se bucură de o largă apreciere internațională, reprezentând fără dor și poate expresia unei societăți cu o moștenire culturală valoroasă, care timp de jumătate de veac a contribuit la formarea unui sentiment profund de mândrie și apartenență națională. Doamnelor și domnilor, România este printre țările ce își respectă cu fermitate angajamentele internaționale, iar relațiile cu structurile UNESCO au fost întotdeauna corecte și oneste. Cred cu tărie că putem să avem o reprezentare mai bună a structurilor acestei organizații. De asemenea, aș mai spune că anul 2021 este un an cu o agendă încărcată și importantă pentru patrimoniul nostru național. La cea de-a 44-a sesiune a Comitetului Patrimoniului Mondial se va discuta despre includerea în lista patrimoniului UNESCO a două dosare: ansamblul monumental Calea Eroilor de la Târgu Jiu și peisajul minier de la Roșia Montana. Tot în acest an s-a depus la UNESCO dosarul Cămașa cu altiță, IA. Am încredere că vom trata cu toții cu maturitate, înțelepciune și responsabilitate aceste demersuri românești. Sunt proiectele noastre comune, pentru care ar trebui să nu existe nici orgolii și nici dispute inutile. Prin acțiuni de diplomație parlamentară putem să promovăm imaginea României pe plan internațional. Cultura și patrimoniul cultural nu au culoare politică. Stimați invitați, odată cu deschiderea seriilor de evenimente prin care marcăm 65 de ani de prezență românească la UNESCO, doresc să evidențiez atașamentul profund față de principiile și valorile fundamentale ale acestei organizații, care stau la temelia oricărei națiuni inclusive, prospere și cu o identitate culturală puternică. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă senator! Acum așteptăm și de la cei care poate să ofere soluții la problemele ridicate, pe lângă domnul secretar de stat Liviu Brătescu de la Ministerul Culturii și doamna secretar de stat Daniela Gândman de la MAE, se află alături de noi doamna secretar de stat Mihaela Cătălina Bădoiu, secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, doamna Luminița Matei, directorul Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene din Ministerul Educației, domnul Andrei Luca, director al Direcției de Diplomație Culturală, Educație și Știință din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Salutăm prezența și doamnei director al Bibliotecii Naționale a României, Carmen Mihaiu, a mai vechilor parteneri ai Comisiei, Horia Barna și Ana Maria Stănescu de la Institutul Cultural Român. Aștept intervențiile dumneavoastră și a membrilor Comisiei. Bună ziua tuturor! Mulțumesc pentru invitație și vă felicit pentru organizarea acestui eveniment de excepție. Voi încerca să fiu foarte succintă. Desigur că voi vorbi din perspectiva finanțărilor europene. Programul care cuprinde cele mai multe componente cu potențial impact pe reabilitarea sau renovarea clădirilor istorice este clar Planul Național de Redresare și Reziliență, care, după cum știți, în acest moment aceste componente sunt în curs de negociere cu Comisia Europeană. În funcție de economia generală a planului și de comentariile Comisiei Europene, unele componente pot fi modificate, la fel și investițiile pe care le conțin, în special din perspectiva încadrării în obiectivele privind schimbările climatice și digitalizarea. Cele două componente din PNRR ar fi Renovation Wave, care nu propune în mod special reabilitarea de monumente din patrimoniul UNESCO, dar sunt prevăzute activități pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice prin referire la Strategia Națională privind protejarea monumentelor istorice,
iar cea de-a doua componentă este România Atractivă, unde se are în vedere finanțarea rutei bisericilor fortificate, cele mai reprezentative din România, pentru a atrage împreună vizitatorii interesați, precum și restaurarea a 3 biserici fortificate. Vorbim de o investiție pentru biserici, inclusiv refacerea peisagistică, de 12 milioane de euro, iar pentru marcarea și semnalizarea rutei, dezvoltare, livrare, ofertă culturală, etc., de 300.000 de euro per obiectiv. Sunt incluse în rută 15 obiective. Această componentă va fi coordonată de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Desigur că tot din perspectiva finanțărilor europene, foarte scurt, avem programul operațional regional, axa prioritară 5, unde sunt deja semnate 212 contracte. Și pentru această perioadă, porul cu prioritatea numărul 6, o regiune atractivă prin promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului la nivel local, a patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane și rurale, care continuă prioritatea 5 din porul 2014-2020, astfel încât starea precară cu care se confruntă foarte multe obiective culturale și monumente să poată fi remediate într-o cât mai mare măsură. Vă mulțumesc și voi reveni desigur cu detalii după negocierile cu Comisia Europeană. Mulțumim și noi, doamna secretar de stat. Dacă mai sunt intervenții, membrii comisiei, din... Vă rog, domnul senator. Doamna președinte a Senatului, domnule președinte, domnule consilier prezidențial, doamnă ambasador, fiind o ocazie festivă, suntem sigur, cu toții simțim așa o emoție, o bucurie. Ne bucurăm pentru ceea ce s-a făcut bine, dar cred că trebuie să spunem și lucrurile care să ne aducă la realism. Pentru că de regulă vorbim în materie de patrimoniu tot timpul de bune practici. Vorbim mai puțin de rele practici. Și cred că sunt câteva lucruri pe care vreau să le spun foarte scurt, care sunt și câteva soluții pe care vreau să le gândim noi în Comisia Permanentă Comună a Camerei Deputaților și Senatului, Comisia noastră UNESCO. Și, de asemenea, două, trei lucruri care se îndemne la realism. În primul rând, ce a spus și mă bucur aici să continui într-un fel ce am înțeles eu din ce a spus doamna academician Sabina Ispas, un foarte bun expert al nostru printre cei puțini, să spunem, care au mai rămas în acest domeniu. Și o spun asta fără să fiu sceptic și fiind optimist că se va întâmpla în viitor ca să vină o nouă generație. Domnia sa a vorbit despre patrimoniu ca și concept dinamic. Dacă nu înțelegem ideea de dinamism, nu o să înțelegem, ne-a spus domnia sa, modul în care ar trebui să actualizăm, să reactualizăm mereu atunci când este vorba de practici, fie că sunt practici imateriale, fie că vorbim despre patrimoniul material. Și încă un lucru și în sensul acesta vreau să spun, am mai spus domnia sa ceva despre gestiunea savantă. Ce înțeleg eu prin gestiunea savantă? Cu siguranță că am înțeles în primul moment că gestiunea savantă înseamnă să valorificăm în zona celor care scriu, a celor care cercetează, asta este primul lucru, ar fi să valorificăm asta și să ducem la un nivel de teoretizare și de a construi criterii și a construi până la urmă acel acoperământ teoretic, să spunem, al culturii, care până la urmă duce la educație pentru patrimoniu și alte lucruri. Asta este un element. Dar mai sunt și alte elemente pe care le înțeleg eu în gestiunea savantă. În primul rând, să spun câteva lucruri pe care le-am propus comisiei și pe care cu siguranță Comisia noastră comună le va discuta în viitor. Sunt câteva lucruri pe care le putem face pentru patrimoniu și probabil că se vor valorifica asta în inițiativele noastre parlamentare. Dar aici nu putem face numai noi singuri, cei din comisie, avem nevoie aici, mă bucur eu și doamna președinta Senatului, avem nevoie, pentru că Senatul în sine este Camera Superioară și se ocupă de cultură mai mult decât de administrație și de decizii, să fim sprijiniți ca să ducem mai repede și mai departe anumite inițiative ale noastre. Apoi, sigur, Ministerul Afacerilor Externe ne poate ajuta la asta. În primul rând, există în acest moment, ar trebui să punem rapid în operă rezoluția Consiliului de Securitate ONU din numărul 2347, inițiat de UNESCO pentru a transpune în legislația internă, în codul penal, de exemplu,
chestiuni legate de traficul ilicit de bunuri culturale. Există o piață neagră a bunurilor culturale, o vedem peste tot în Europa, în lume, și cred că aici este un lucru pe care noi îl vom promova la Comisie și domnul președinte chiar ne-a încurajat să facem acest lucru și vom veni repede cu niște documente în acest sens. Mai sunt și alte lucruri care sunt legate de întărirea capacității administrative a instituțiilor privind sistemul protejării patrimoniului. Mai este vorba de politica orientată spre returnarea bunurilor care au părăsit ilegal țara și alte lucruri. Va fi un program al nostru cu care ne vom face, sigur, vom face și o dezbatere publică. Dar ca să nu lungesc mult, vreau să vorbesc despre a doua chestiune de gestiune savantă. În primul rând, eu înțeleg acest dinamism că în lumea post-pandemie ne vom trezi că foarte multe din lucrurile pe care astăzi le considerăm ca sfinte, ca fiind intangibile, sau altele pe care le considerăm comune, vulgare, să-și schimbe statutul. Și aici este, cred eu, fiind vorba de patrimoniu ca o resursă neregenerabilă, este vorba de a avea criterii, de a încerca să construim criterii, pentru că există și un pericol, de exemplu, al supravalorizării patrimoniului. Prin supravalorizare, de multe ori, nu ne atingem de ceva pentru că se strică și atunci se strică în mod natural. Sunt multe modalități de supravalorizare, dar inacțiunea, această supravalorizare poate să ducă la frica de acțiune, la inacțiune sau la conflicte instituționale. Vorbea și domnul Ștefan Bălici despre unele incompatibilități între instituții atunci când este vorba de valorificarea unor patrimoniului în general. De aceea, sigur că este nevoie, de exemplu, de un cod al patrimoniului. Ar trebui să lucrăm cu toții la un cod al patrimoniului, dar dacă hibridizăm, cum vrem să băgăm într-un cod totul, s-ar putea să stricăm mai mult, de exemplu, decât să mergem pe criterii stricte în anumite domenii. Va trebui să stabilim, pentru că un lucru care nu se face la noi, să stabilim mereu raportul între muzeificare și dezvoltare. E foarte complicat să facem asta. Însă, pentru ca să gestionăm patrimoniul într-un mod coerent, cred eu, trebuie să fim atenți la problema deciziei. Cum se iau deciziile prin patrimoniu, cine le ia și, de asemenea, dacă există și o chestiune de consens aici sau până unde poate merge consensul în acest moment. Mi-e frică, de exemplu, că PNRR-ul ar putea ca un moș Crăciun, așa, care aduce bani, să producă în anumite locuri mai mult rău decât bine, pentru că atunci când sunt bani trebuie să cheltuim foarte repede și atunci să nu vină expertiză pe măsura asta. O listă indicativă, spunea domnul președinte al Institutului Național al Patrimoniului despre o listă indicativă care se îmbogățește și poate că ar trebui să fie mai multă transparență atunci când stabilim asemenea liste indicative de patrimoniu. Pentru că există în anumite comunități și care este rolul comunităților în deciziile. Comunitățile care într-un fel sau altul sunt proprietari sau există într-un anumit, sunt pe teritoriul lor se întâmplă să fie asemenea monumente de patrimoniu. Pentru că avem un dezastru în ceea ce privește în România, fie că recunoaștem, fie că nu, în modul în care s-au stabilit zone verzi, de exemplu, sau alte forme de protecție, aproape 25% din teritoriul României este zonă verde. Știu că este important să avem un paradis terestru în România, dar sunt zone unde paradisul verde blochează dezvoltarea unor comunități. Ori oamenii trebuie gândite strategii raționale de dezvoltare a unei comunități, dar nici nu poți să lași o comunitate să nu poată să exploateze, de exemplu, resurse care sunt regenerabile, nu resurse neregenerabile, naturale, pentru dezvoltarea unei noi civilizații. Noi trebuie să trăim până la urmă aici. Ceea ce am făcut la un moment dat, introducând așa, fără niciun fel de criteriu, oricine a vrut a intrat în zonă de genul acesta,
Eu cred că am greșit atunci, nu am avut destule criterii. Spunea domnul președinte, inclusiv de faptul că uneori nu putem, din cauza zonei verde, nu poți să faci nicio lucrare la un sit de arhitectură sau altceva. Deci și aici ne trebuie, cred, să ne gândim foarte bine și să vedem care este raportul între puterile locale și puterea centrală și să găsim și aici soluții. Pentru că nimeni nu este infailibil în a face greșeli mari în domeniul patrimoniului. Nici societatea civilă, cu toate bunele intenții, am văzut un exemplu minunat aici, cei cu smurdul monumentelor, nici societatea civilă nu este infailibilă în a stabili lucruri. Uneori, în societatea civilă, dacă face un parteneriat care nu este neapărat mânat de intenția, ci chiar de interese particulare, ori de ale unora din societatea civilă, ori celor din politicienii locali, să spunem, din o anumită zonă, ne putem trezi cu parteneriate toxice aici. Și sunt destule exemple aici. Mai există, sunt în anumite zone, chiar în comisii de monumente, monștri sacri, așa, care stabilesc ei instituțional ce este monument, ce nu și ce trebuie făcut. Pentru că au putere la un moment dat și aici, eu cred că toate aceste parteneriate și transparența și consensul de care spuneam eu ar trebui să aibă un arbitru. Și arbitrul nu poate fi decât Academia Română. Aici va trebui să găsim formule pentru ca Academia Română să aibă forța și forța legislativă de a impune mai multe criterii și de a gestiona. Pentru că dacă vorbim de parteneriate, să spunem, între universitate și societatea civilă sau Institutul Patrimoniului și celelalte, parteneriatele astea nu sunt parteneriate neapărat între egali. A fi partener nu înseamnă egali. Trebuie să existe o scară a valorilor și într-un parteneriat și să stabilim cine hotărăște, cine ia anumite decizii. Deci acestea sunt lucruri, cred că, pe care trebuie să le luăm în lucruri pe care trebuie să ne gândim în viitor și noi în Comisia Comună între a Senatului și Camerei Deputaților în Comisia UNESCO vom încerca să venim cu aceste soluții și cu siguranță că aici cred că sunt în asentimentul domnului președinte să spun că noi vom fi o gazdă bună pentru toată lumea care vine aici cu inițiative legislative, cu idei, pentru ca aici să putem crea un atelier de echilibru măcar între aceste tendințe care pot să existe și care pot să exagereze, să aducă lucruri nedorite în zona aceasta a patrimoniului. Încă o dată, felicitări tuturor celor care lucrează în acest domeniu și eu cred că avem o reprezentare foarte bună aici, cel puțin în acest moment și în ceea ce privește Comisia UNESCO de la Paris și în alte locuri. Deci cred că putem să lucrăm împreună dincolo de, așa cum spunea doamna președinta Senatului, dincolo de culoare politică, dincolo de vârste sau de specialitate, cred că putem să lucrăm împreună pentru acest deziderat al conservării, dar și al valorificării patrimoniului într-o cultură vie care schimbă lucrurile. Ultimul cuvânt pe care îl spun, m-am dus de câte ori acasă, eu sunt din Bistrița Năsăud în ultima perioadă, în zona Sălăuței, n-am văzut atâția oameni care se meargă în costum popular, sigur, așa cum se poate păstra în costum popular la biserică, de exemplu, ca acum. Mi-a spus un președinte Consiliului Județean că, deși suntem un județ mai mic, sunt aproape în fiecare comună există acum o echipă de dansuri și populare și muzică. Poate că nu întotdeauna se respectă criteriile savante ale noastre legate de respectarea tradiției, dar dincolo de asta avem o cultură vie și avem, cel puțin în România, este ultima civilizație rurală din Europa. Este un lucru fantastic pe care îl avem, o resursă fantastică și cred că la asta va trebui să avem grijă. Vă mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze dacă am vorbit un pic prea mult. Da, mulțumim mult, domnul senator. Într-adevăr, sunt puține zone în țară în care tradițiile și obiceiurile sunt conservate și promovate, din păcate. Dar sunt, într-adevăr, zone care sunt de apreciat pentru că sunt elemente care, până la urmă, țin de identitatea noastră națională. Foarte bine ați punctat și doamna președinta Senatului referitor la tot ceea ce înseamnă românesc, tradiționalul românesc. Într-adevăr,
aici nu discutăm de o culoare politică, ci vorbim despre ceea ce e al nostru, al tuturor. Am văzut că domnul deputat, da, interveniți, vă rog frumos, domnul deputat. Deputat Mircea Chelaru, da? Mulțumesc foarte mult. Sărbătoarea doamnelor, sărbătoarea doamna președinte, mulțumesc tuturor celor care au avut răbdarea să stea până la acest moment. Intervenția mea a fost foarte mult ușurată de cea lui Vasile, pentru că multe din ideile pe care le-a expus deja fac obiectul acestei empatii de dezvoltare a ideilor, întrucât la aceeași stare și la aceeași situație nici nu poți să reacționezi altfel decât într-un sens pozitiv. Mă felicit că am ales să viu astăzi aici, chiar dacă n-am putut să fiu prezent în plenul Parlamentului, pentru că ceea ce am auzit îmi confirmă că există într-adevăr nu o preocupare, ci o îngrijorare firească a ceea ce înseamnă patrimoniul românesc. Material, imaterial, viu. Încă o dată spun, jumătate din idei le asimilez prin ceea ce a spus Vasile Dâncu mai înainte. Dragii mei, această vatră de românitate are în solul, subsolul și în noetica superioară o adâncime care începe odată cu timpul. Noi călcăm zilnic pe patrimoniu. Luați-mi această metaforă ca fiind una chiar demonstrată de ceea ce se întâmplă în această țară. Doar că noi trebuie să știm să ne facem cunoscuți. În lume nu ești ceea ce crezi despre tine. Ești suma integrată a percepției împrejurului tău. Și de aceea trebuie să facem de așa natură încât să fim percepuți cu adevărat prin ceea ce suntem. Doamna academician m-a determinat chiar să spun, alăturată ceea ce a spus Dâncu, că foarte multe instituții care au același domeniu de preocupare se disipează sau probabil își disipesc eforturile necongruent. De aceea e nevoie, și subscriu aici ideea, ca Academia Română să fie integratorul. Trebuie să existe cineva care să fie, cum se spune, șef de coardă, să le întrunească și să le dea o coerență într-un anumit tip de politică națională concertată. Nu m-am dus către domnul Nistor, pentru că președinția are foarte multe lucruri, el este doar, să spunem, dirigentul, cel care transmite linile directoare. Dar cineva trebuie să producă lucrativul integrat. Vedeți dumneavoastră, aceste 5 degete, fiecare în parte poate fi rupt. Fiecare are un azimut propriu, aparțin aceluiași corpus, aceluiași organ, dar numai strânse la un loc dă consistența întregului. Nu poți să faci pumn din degete reșchirate. Ori pe momentul și domeniul patrimoniului avem nevoie de această abordare pe care eu o numesc cultură instituțională a identității prin patrimoniu. Această cultură instituțională a cooperării și integrării patrimoniale ne lipsește. Se pare că fiecare vrea să se descurească primul în fața societății sau unui șef. Exact ce spunea Vasile Dâncu, și de aceea apar disfuncții și călcări pe picioare. Iată de ce e nevoie din nou, și revin asupra ideii, ca să existe integratorul. Nu se vrea Academia Română. Haideți să găsim pe cineva care să fie cel care, precum cloșca, își ține puii patrimonial, nu cloșca cu puii de aur, și dă acest sens unic unei strategii naționale. Chiar îmi pun o întrebare prin următoarea trimite metaforic. Oare ce este mai prețios pentru, să spunem, aprecierea lumii? Greuntele de diamant de pe colierul reginei la bal, care se vede,
sau bolovanul de diamant din fundul unei mine închise. Noi suntem chiar bolovanul de diamant într-o mină care nu este exploatată. Și din acest punct de vedere, pentru că trebuie să mă apropii de final, vă trimit chiar la originar. Apropo de dinamica, acest dinamism. În ultimii 20 de ani s-au făcut atâtea noi descoperiri științifice care pur și simplu degajează vechele sintagme, degajează chiar unele clișee tip istorice care sunt depășite ca atare. Despre cultura Turda-Svincea, despre tăblițe de atârtăria consacrate de Institutul de Paleolingvistică de la Roma prin personalitatea lui Marco Merlini, care confirmă în spațiu științific mondial că ele sunt reprezentative pentru prima scriere a umanității. Nu se actualizează, nu se vorbește. Ba găsim detractori în interiorul nostru care spun nu este adevărat. Avem, de asemenea, alte exemple. S-a amintit aici despre cultura cea mai veche, 12.000 de ani înainte de Hristos, a civilizației cucuteni. La Cosăuți, în Basarabia, s-a găsit acea piatră, nu este stelară, se spune Cutea de Cosăuți, cu inscripții de 23.000 de ani. La Coliboaia, desenul rupestru, doamna academician, a și spus-o, sau nu, greșesc, stimata doamnă, în care pictura rupestră este simetrică, similară cu picturile rupestre din Franța și Spania, acolo datare este de peste 36.000 de ani. De aceea vă spun, noi călcăm pe patrimoniu. Avem în interiorul nostru ceva, și cu asta închei, care demonstrează că în această teritorialitate, a cărui, să spunem, perimetru se poate mișca în funcție de posibilitățile de înțelegere a fiecăruia, este sursa ancestrală a civilizației românilor. Și noi asta trebuie să aducem în UNESCO, care este vectorul global de a face cunoscută prin aceste intervenții a civilizației din acest spațiu generic de constituire a umanității. Intervenția este aceasta și cu asta mă întorc la o concluzie. Găsirea factorului concentrator național, intervenția către toate instituțiile de a se updata cu ultimile și cele mai importante descoperiri, inclusiv acelor de măsurătoare, de măsurări spațiale a unor dimensiuni în această zonă, din punct de vedere energetic, unii consideră că Cogaionul, Muntele Sacru, intrăm în alte, este la fel de important ca și Olimpul, numai că acolo s-a făcut cunoscut ca atare, la noi se zace într-o, hai să spunem, nu impasibilitate, într-o acceptare a defetismului. Nu-i nimic să fie, noi știm de el, nu-i nevoie să mai spunem și altora. Haideți să ne facem cunoscuți lumii. Și această inițiativă pe care eu o consider că e excepțională, e de importanță deosebită. Și îl felicit pe Mihai Weber pentru și stafful care a produs această întâlnire, pentru că a adus responsabilii de instituții, chiar responsabili prin abordare asupra acestui patrimoniu a civilizației românilor. Vă mulțumesc! Eu vă mulțumesc, domnule deputat. Dacă mai sunt intervenții, vă rog frumos, domnul Sănăț. Vă mulțumesc, domnul președinte. Dezavantajul celor care vorbesc spre sfârșit este că unele dintre subiectele pe care și-ar fi dorit să le dezbată au fost deja dezbătute. N-aș vrea să ocup prea mult timp și aș vrea în primul rând să mulțumesc distinșilor invitați că au acceptat această invitație și să mulțumesc și celor care au făcut posibil această întâlnire. Bineînțeles că o colaborare interinstituțională este absolut benefică.
și dacă aici se află Ministerul Afacerilor Externe, ne fuge gândul automat la LIMES și la colaborarea interțări. Dacă aici se află Ministerul Investițiilor și Afacerilor Europene și Proiectelor Europene, ne gândim la ce negocieri pot fi făcute cu Comisia Europeană în așa fel încât să avem banii necesari pentru a prezerva obiectivele, monumentele noastre. La fel, instituții deosebit de tehnice cu care avem o deschidere foarte mare, cum e Institutul Național al Patrimoniului. Nu mai vorbesc, bineînțeles, de Academia Română, de la care așteptăm vești cât mai bune prin forța pe care o dă însăși denumirea și prestigiul său. Eu aș vrea să punctez câteva chestiuni mai punctuale, nu din punct de vedere al poziției de vicepreședinte al Comisiei, nici măcar din punct de vedere al senatorului care, pe care poziția de senator pe care o reprezint, ci aș vrea din punct de vedere al unui cetățean obișnuit, al unui pasionat de atât de istorie, cât și de monumente turistice, ori de monumente ori de turism. Fiind senator de Constanța, am mers în județ pentru că e un județ foarte bogat în patrimoniu și vizitând locurile respective mi-am dat seama și de acolo, știind deja, că investițiile în protejarea acestor monumente sunt cruciale. Dar mai departe de atât, instituții care participă, care pot participa la prezervarea acestor monumente, precum Poliția de Patrimoniu, sunt cele care aduc succesul în domeniul acesta. Și aș invita pe toți cei interesați să se implice și să se gândească la faptul că, de exemplu, Poliția Patrimoniului nu trebuie să mai fie privită la modul egalitarist. Cu alte cuvinte, așa cum se întâmplă până acum, un singur ofițer de patrimoniu în fiecare județ nu reprezintă de fapt realitatea. Sunt județe și zone și nu vorbesc, repet, pentru că sunt dintr-o zonă bogată în patrimoniu, ci pentru că realitatea demonstrează lucrul acesta. Este nevoie de mai mulți ofițeri de patrimoniu care să verifice starea obiectivelor de patrimoniu și, bineînțeles, să ancheteze diversele întâmplări neplăcute din jurul acestor. Un alt punct pe care l-aș atinge și sunt în asentimentul doamnei ambasador care a vorbit de lucrul acesta, de turismul pe care îl poate genera un ansamblu de astfel de monumente, ori o zonă de acest gen. Atâta timp cât putem să investim în prezervarea monumentelor, putem să le și arătăm lumii, pentru că, de fapt, din punctul meu de vedere, și acesta este un deziderat pe care trebuie să-l avem atunci când ne gândim la UNESCO. Știm cu toții ce bine și câte bine ne simțim atunci când citim o listă de obiective turistice și vedem printre ele cele care sunt în patrimoniul UNESCO, dorind, bineînțeles, să le vedem, să ne bucurăm de aceste monumente. Vă mulțumesc frumos încă o dată pentru prezență și sper să avem dezbateri aplicate cât mai des, domnule președinte. Da, mulțumesc și eu, domnul senator. Dacă doamna academician, cu drag. Iertați-mă, n-am vrut să intervin, dar totuși simt nevoia să fac niște precizări. Când m-am revenit la partea savantă, să știți că m-am gândit foarte serios la ceea ce se cheamă procesul de restaurare și conservare. Este fundamental. Dacă, spre exemplu, dau un exemplu așa banal, am o vioară țărănească de la sfârșitul secolului al XIX-lea. I s-a fracturat o bucățică și restauratorul vrea să facă reparația respectivă, să o reintegreze. Să știți că o adevărată restaurare înseamnă cercetarea în detaliu, toate mijloacele chimice, tehnice, arheologice, a calității lemnului, a vechimii lui, a substanței care, a felului în care poate fi racordat acolo
nu lipit, nu, eu știu, bătut în ceva, nu capsat. Nu. Deci astea sunt niște lucruri care sunt foarte importante la orice tip de monument. Dacă restaurezi o șură, eu am văzut diferite restaurări, să zic, în drumurile mele prin țară, dacă restaurezi o șură dându-i jos peretele ăla care era din lui, era și el așa cum era, împletit, și pun acolo ceva ce am construit eu nou, nu mai e monument, nu mai e patrimoniu. E ceva ce m-am gândit eu să fac acolo. În proiectele UNESCO există revival. S-a gândit cineva ce înseamnă revival? În cultura țărănească maghiară dispăruse de foarte multă vreme cimpuiul. Nu mai era practicat. Și au făcut o restituire. Știți cum? Au luat documentația de la culturile din jur, au analizat-o, mai cunosc echipa care a lucrat, au analizat în detaliu sunetele, muzica, ce se cânta, cum arăta, și au reconstituit cimpoiul. Și acum au o școală în care învață să cânte la cimpoi. Revival. Asta este revival. Una este cultura care merge, e dreptul ei, merge acolo unde o duce cultura și dinamica societății. Asta nu poți și nu ai dreptul să împiedici. Dar ceea ce trebuie să ai grijă să se conserve, ăla e patrimoniu. Cel care își păstrează coordonatele de bază. Am fost membră într-o comisie de doctorat a unui arhitect din Iran, care a prezentat un sistem de conservare a locuințelor lor din lut, pe zone cu irigație, în care explica cum folosește lutul tradițional. A mers în detaliu la cât este, cum trebuie tocat materialul acela de stuf ce era, ca să poată să, în așa fel încât asta înseamnă totuși savant. De aceea, iarăși am luat cuvântul, nu vroiam să mai vă... Este foarte complicat acest proces și ăsta ține de programul UNESCO. Ăsta chiar ține de programul UNESCO, știu foarte bine și care sunt, eu știu, perspectivele și ceea ce anume vor să facă ei. O altă problemă care la noi s-a discutat foarte puțin sau aproape nu s-a discutat, ca să zic așa, este cea a zonelor protejate. Dar zone protejate, nu am o bucățică unde protejez flora, fauna, apa limpede, eu știu, stânca. Zona protejată înseamnă sistem. Înseamnă, deci, elementul care s-a dezvoltat de-a lungul sutelor de ani și care a creat acea unitate culturală, s-a datorat unui anume tip de sol, de floră, de faună, tehnică de prelucrare, eveniment istoric, dacă vreți. Toate lucrurile astea la oaltă au dat niște caracteristici, că de-aia avem noi areale etnografice. Pentru că acolo s-au dezvoltat niște particularități care vin specifice zonei respective. E bine, pentru o adevărată conservare patrimonială, ar trebui, nu împânzi, Doamne ferește, și aici este primejdia, să fie inflație. Sigur, ne place ceva și facem inflație. Nu pentru exploatare turistică, dar cu valoare turistică, sigur, pot fi gândite câteva spații, zone protejate, în care să existe și oameni, și animale, și tehnică agricolă, și construcții de poduri, și bordeie. S-a gândit cineva că noi am câți bordeieri mai știu astăzi ce înseamnă asta, câți fântânari fac o fântână fără să folosească, eu știu, excavatoare din astea mici și fără să cimenteze marginea fântânii, ce este astăzi, nu, mult mai util și astea sunt patrimoniu. Toate sunt patrimoniu. Nu cred că se gândește cineva la aceste nuanțe. Poate că este totuși o temă de reflexie. Zone protejate, am văzut, cel mai
să zic, spectaculos e în Japonia, o insulă, zonă protejată, și în Statele Unite veți găsi, nu chiar rezervații, dar se merge pe sistemul ăsta al zonelor protejate uneori. Atunci când colectivitatea vrea, atunci când colectivitatea se angajează, își dorește, nu ca să câștige, nu? Ați auzit de Amish. Ei cam așa, pe aici, pe undeva îi putem plasa. Sigur, problema este foarte complicată. Tot ce spun eu acum ține de o anume gândire de ce ar însemna conservarea de patrimoniu. Dar am simțit nevoia să spun, pentru că totuși toate detaliile, dacă vreau să conserv ceva, dacă vreau să conserv un trup omenesc, nu e o unghie, e un ansamblu. Și mă străduiesc să fac în așa fel încât el să-și păstreze coerența. Nu înseamnă că trebuie să elimine altceva, Doamne ferește. Astea sunt numai ceva ce nu trebuie să piardă omenirea. E contribuția acestui spațiu și acestei culturi la evoluția umanității. Tehnică, chimie, fizică, biologie, medicină populară. Știți că la noi farmacopeia populară mai știe nimeni de ea. Știe așa, bea ceai de sunătoare, mai ia, culege teiul. Dar el a fost sistem. A fost un sistem că până, eu știu, la sfârșitul secolului al XIX-lea, cam așa era. E destul de complicat, eu știu, dar am simțit nevoia să spun asta, pentru că totuși conceptul de patrimoniu și de conservare a unor segmente de patrimoniu trebuie să includă și... Mă iertați! Mulțumesc! Da, eu vă mulțumesc, într-adevăr. Sunt în spatele unei munci sau unei activități de genul ăsta, de conservare, de restaurare, stă o muncă imensă. Specialiști și procedee tehnologice. Pentru o persoană superficială, cum dădeați exemplu de lipsa unui bucăți de element muzical, e simplu, o gândește, dom'le, iau vestita, picătură și lipesc acolo. Dar aici înseamnă materiale, proceduri, documentări și așa mai departe, care e o muncă imensă în spate. Mulțumesc foarte mult pentru tot. Dacă nu mai sunt intervenții, eu vreau să mulțumesc pentru participare tuturor. Aș dori eu, dacă se poate, 30 de secunde, Codrin Tăut. Vă rog. Comisia Națională a României pentru UNESCO. Am vrut să vă salut, să-i salut pe toți invitații și viva voce. Așa, asta cu atât mai mult cu cât, mă rog, aniversarea celor 65 de ani de la aderarea României la UNESCO ne implică și pe noi în mod direct ca instituție, pentru că cu prilejul aderării a apărut această instituție și atunci încercăm și noi cu mijloacele pe care le avem la dispoziție să marcăm într-o manieră corespunzătoare acest aniversare. O parte din aceste evenimente vor fi realizate în parteneriat cu Comisia Parlamentară, altele vom încerca să le organizăm urmându-ne profilul și agenda noastră specifică, pentru că vom încerca să acoperim nu numai aspectele care țin de cultură și conservarea patrimoniului, ci și celelalte domenii de activitate care cad sub incidența UNESCO. Vom încerca să ajungem și la tematici recente și incandescente, ca să spunem așa, care se află pe agenda UNESCO, cum ar fi recomandarea pentru etica inteligenței artificiale și așa mai departe. Ca să mă refer acum și să mă întorc la problematica pe care am discutat-o aici, asigur, s-a exprimat o serie de puncte de vedere foarte interesante. Eu, foarte pe scurt, o să vă dau așa o hartă, să spunem, conceptuală, după care vom încerca să ne ghidăm acțiunile nu numai în acest an aniversar, cât și pe viitor. Sunt trei nuclee conceptuale. În primul rând,
sinergia între convenții, care considerăm că este foarte importantă. Trebuie să privim apartenența noastră la UNESCO ca un întreg și nu segmentat. Acesta ar fi primul aspect. Al doilea aspect, după care ne ghidăm și vom încerca să facem acțiuni în consecință, este încercarea de a diversifica cumva reprezentarea, mai cu seamă pentru publicul larg, a problematicii patrimoniului, pentru că de multe ori sunt anumite aspecte ale noțiunii de patrimoniu care sunt lăsate într-un cont de umbră și mă refer aici, de exemplu, la patrimoniu tehnic și industrial, la patrimoniu subacvatic, care deocamdată încă la noi e terra incognita, din foarte multe rațiuni, inclusiv rațiuni bugetare, pentru că nu au existat programe susținute în acest domeniu. Mă refer firește și la noțiunile de peisaj cultural și așa mai departe. Deci vom încerca cumva să prezentăm toate aceste fațete ale patrimoniului. Și cel de-al treilea pilon, cel de-al treilea concept sau cea de-a treia axă de acțiune privește relaționarea între domeniul propriu-zis al patrimoniului și domenii mai mult sau mai puțin conexe. Deja au fost amintite aici, inclusiv doamna ambasador a subliniat foarte bine raportul între patrimoniu și educație, pe lângă faptul că trebuie să facem ca noțiunea și nu numai noțiunea de patrimoniu să ajungă la generațiile mai tinere, la generațiile în formare, considerăm că putem utiliza elementele de patrimoniu de foarte multe ori și ca instrument didactic. Nu? Să ne gândim, de exemplu, ce lucru extraordinar ar fi dacă limesul dunărean, de exemplu, ar putea să treacă prin un procedeu de reconstrucție 3D, n-ar fi cine știe cât de complicat sau de costisitor, așa, și cu ajutorul unui program pe calculator, cei mai tineri ar putea să vadă cum funcționa acest sistem de fortificație al Imperiului Roman. Și sigur, de aici putem continua cu exemplele, deci putem integra patrimoniu și ca instrument didactic. Firește, un alt raport important, și o să mă opresc aici, ar fi cu instituțiile capilare, să le spunem, cu instituțiile societății civile, care trebuie federate în acest efort comun. Vă mulțumesc foarte mult! Da, și eu vă mulțumesc. Vă rog, domnule. Mulțumesc, domnul președinte. Aș vrea să îi salut pe invitați, invitații acestei prime runde de întâlniri pentru sărbătorirea celor 65 de ani de la aderarea României la UNESCO. Eu provin dintr-un județ unde absolut peste tot sunt vestigii, județul Alba. Avem un dosar depus Roșia Montană și nu vreau să intru în detalii pentru că o să-l discutăm la comisie și sunt întru totul de acord cu doamna academician și chiar mă bucur să văd punctul de vedere al Academiei Române vis-a-vis de patrimoniul UNESCO, de conservarea patrimoniului și de integrarea lui împreună cu comunitățile locale, astfel încât acest patrimoniu să vină în ajutor și în dezvoltarea comunităților locale. Noi nu trebuie să împiedicăm dezvoltarea, dar nici nu putem să nu conservăm acest patrimoniu și să îl scoatem în evidență, pentru că este însuși esența poporului nostru. De aceea o să purtăm discuții și poate la comisie, când o să discutăm despre dosarul Roșia Montană, o să invităm toți factorii implicați, pentru că eu cred că
pentru viitor, noi trebuie să ne gândim în primul rând la dezvoltarea comunității, astfel încât acest patrimoniu, și aici este vorba de minele din perioada romană, unde tripticele, din păcate, prea puține mai sunt la noi, că sunt pe teritoriul Ungariei și nu știu, ar trebui să facem ceva ca să le readucem în țară. Și nu numai tripticele, avem multe obiecte de patrimoniu care nu se află pe teritoriul României, dar eu cred că acest patrimoniu trebuie să vină în ajutorul dezvoltării localităților și a comunităților locale. Se discuta despre puguri. Într-adevăr, unitățile administrativ-teritoriale, am fost și vicepreședintele Consiliului Județean, nu au bani de fiecare dată ca la 10 ani să-și poată renoi pugurile. Sunt multe probleme, dar noi trebuie să găsim soluții și cred că prin finanțările europene care sunt, putem găsi soluții financiare astfel încât să ne putem conserva și dezvolta acest patrimoniu. Mulțumesc mult! Da, și eu vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt intervenții, vă mulțumesc încă o dată pentru participare. Vom redacta un document pe care vom trimite tuturor participanților. Pe plan legislativ, cu siguranță, vom face front comun, vom sprijini orice inițiativă care trebuie susținută pe acest domeniu. Este o primă întâlnire din seria de întâlniri care ne-am propus-o în acest an și nu numai ca și Comisie Permanentă a Camerei Deputaților și Senatului. Încă o dată mulțumesc tuturor pentru participare și așteptăm și suntem deschiși la orice fel de propunere și susținere. Mulțumesc.